Asta este un videoclip mai greu de făcut. Și vă rog să aveți mai multă îngăduință cu mine. Și voi vorbi în românește, voi încerca. Trebuie să iau ceva, un suport pe care să scriu. Pentru că trebuie să mă gândesc puțin. Ceva interesant. Ironia tragediei. Nu știu la ce mă gândeam. Cred că am un pix aici. Deci eu, dragii mei, oameni, eu am început în meserie citind nume ca Ted Hughes, Philip Larkin, Silvia Plath, de care m-am îngrozit. Am vrut să traduc Daddy și cred că era și Lady Lazarus în antologia lui A. Alvarez, avea tata 95. Și știam cartea de copii, avea de prin anii 80, era o ediție de prin 82, cum am scut eu. Tata tot trimitea scrisori în Occident, se trimite cărți, poezie, critică. Erau Penguin Books, Pelican Books, chestii. Noi n-aveam Pelican, erau și cărți de critică, 20th Century American sau English, Poetry, stuff. Și îi trimiteau gratis cărți. Nu aveam așa multe, dar aveam cărți în limba engleză în anii 99. Și pe aceea am început să cumpăr de la Deva, au venit Viorel Marineasa cu Daniel Vighi, cu Ariel Garda, revista lor Ariel Garda, de la Timișoara, și aveau Penguinuri, și am luat un Hamlet și un Poe. Dar ce vreau să spun? Când am tradus, când am văzut că Silvia Plath e așa dereglată, eu m-am speriat personal și am și o copil. Și... deși eu nu pot să spui. Acum știi cum e. Eu sunt eu. Nu sunt ca tine. Tu ești tu, nu ești ca mine. Nu pot să spui acum că Silvia Plath e mai bolnavă ca mine. Deci este un aspect foarte interesant. Vincent van Gogh, dacă trăia acum, secolul 21, poate și în 20, uite cum au încercat ăia din Seinfeld să supraviețuiască, nu? S-au ajutat unul pe altul. Era asta psihologia adleriană, George și eu. Deci ar fi avut succes, ar fi, și în primul rând ar fi avut viață, nu? Ca Baruch, Ieremia 45. Dar asta a fost. Deci eu ce să zic, și atunci am tradus Anne Sexton și m-a atras numele ăsta, nu știam ce înseamnă Sexton, am căutat eu în dicționar, înseamnă, este gropar, crâsnic, clopotar, trebuie un om care, deci nu egumen la biserică, ci un om mai ranch hand. Și Anne este numele mamei mele. Anne. Bun. Și eu am fost, după aceea a trecut timpul, am tradus The Abortion și Old în 95. Și am mai tradus o carte din 1943 tipărită la Leipzig, Zweite Teile, poezie Friedrich Lucert, pentru că în anii, pe clasa 7 am luat și lecții de germană, în care nu înțelegeam nimic, dar mi-a prins bine și am făcut în liceu germană și pot citi germană. Dacă aș fi conștiincios cu un dicționar, aș ști germană foarte bine. Și îmi place să citesc în germană cu voce tare, dacă e ceva de calitate. Îmi place să citesc Goethe, lirice. Bun. Anne Sexton. Și eu după aceea am zis, eu vreau să mă fac traducător.
actor, să traduc cărți de poezie și ceva de genul ăsta. Și așa am început, după aceea să fac, am făcut 2 ani în paralel cu domnul Igna, prietenul mamei, coleg de serviciu. Mai trește și acum săracul din 34, născut. Eu s-a născut chiar la Glodvilești, lângă Zah. Le mă tot despre mine. Și un om extraordinar, un scriitor și mi-am învățat la proză și trebuie. Dar vreau să zic ceva. Deci eu am zis că sunt cu Silvia Plath și cu Anne Sexton. Și mi-a rămas chestia asta. Deci, toată viața mea, bine, pe de-o parte și pe de cealaltă parte, cu William Osborne, Simon Coleridge, Sadie, Robert Sadie, nu? Și, deci, la chiști și femeile. Să ajungă la un numitor comun. Și asta este toată viața mea. Mai mult să văd. Dar acum o să ajungem, acum doar am prezentat, asta este preambulul. Deci vreau să vorbim despre morții de la noi din sat. Satul se numește satul Păclișa. Noi suntem Păclișa. Poate ungurii ziceau Păclișa. Ăsta este Păclișa din Hunedoara lui Iancu, de Hunedoara și Matia Rex. Nu de la Alba, de la Mod. Asta e, noi suntem din la Inidoara. Na bun, asta e Păclișa noastră. Mai știu, noi suntem sat lipit cu satul comun, Totești. Acolo n-am avut prea mulți prieteni, dar am prieteni și acolo am fost botezat a doua oară la baptiști. Și am avut cel mai bun prieten al meu. Eu am avut și am, sper. Acum nu, ce să mai ai cu COVID-ul ăsta. Dar am avut mulți prieteni bătrâni la viața mea și dintre pocăiți, a fost un om în toate ăștia aici, tâmplar, avea și degete tăiate de meserie. El a lucrat și aici la spitalele astea de copii, că aici era spital de copii. La început au fost refugiați coreeni și greci din războiul Coreei, greci, comuniști. Și s-a făcut pentru ei și după aia s-a făcut pentru copii și acum ați bătut copii, bătrâni. Și el cu soția lui lucrau aici, ea nu știu ce făcea, îngrija, spăla, în fine, și el era tâmplar și făcea cu copiii care cum erau, mai bolnăveri sau mai puțin, făcea lecții de lucru manual și treburi din astea, muncă, îi învăța, așa. Și deci eu cred că aici n-au fost numai copii bolnavi și n-a fost un mediu medical. Cred că a fost un mediu opresiv, au fost, cred că, mulți țigani, multe minorități, poate, mai și minorități săraci, lumpeni, copii de bețivi sau știu, oameni care nu meritau, sau ca și mine, cu sau legionari, e posibil, pentru că mi-a spus un prieten de-a meu, pentru că știi cum e, că intri într-un spital, fie că intri o zi sau intri o viață, ai 80 de politruci și 20 de frați. Fie că vrei, fie că nu vrei. Deci sunt oameni buni și sunt oameni răi. Cam asta este procentajul în toate. Oameni, în cărți. Și mi-a spus un om că el e de 1000 de ani în spital. Și omul nu e bun. Ce vrea să zică el? Că nu. El știe zamul de la legionari. Deci, posibil în anii 50 să fi băgat în zam pe legion și pe legionar. Mie nu-mi place să înjur pe legionari. Nu mi-a plăcut niciodată de legionari. Adică nu știu, dar eu cred că au fost și legionari onești. Sau ce au putut ei să înțeleagă? Bă, ăsta e ca Cornilescu, mă. Dar măcar e de-a nu. Ăsta e ca două. Și astfel, nu știu. Deci,
este posibil ca să fi fost pe aici și legionar. Și apoi este un om aici în sat și de el mie îmi place foarte mult, este un prieten de-a meu, iar mulți oameni care au murit au fost prieteni ai mei. Nu voi vorbi acum prea multe sau poate ar trebui, facem un show, un reality show cu un om viu și 20 de morți. No, hai să încercăm să scriem aici așa. Deci, pe omul bun îl cheamă Paul. Paul Nopcea. Sunt mulți oameni la Baia Mare pe care îl cheamă Nopcea. El e viu. Paul Nopcea. Viu. Alții sunt morți. Omul ăsta a fost, deci în primul și în primul rând, stă mai spre câmp. Deci eu când mă duc pe câmp, mă duc spre strada lui, dar nu iau spre el. Eu iau după aia pe câmp, acolo. Dar el are casa chiar spre câmp, el acolo stă în paradis. Dar, cum vreau să spun, omul ăsta e din sat, e localnic și are poarta neagră. Acum mai mult nu pot să spun, voi vedea eu ce mai spune. Are doi părinți, are o nevastă în Germania, are un băiat. Băiatul are 8 clase și nu-i prost de lucru. Băiatul are și o afacere. Și asta s-a întâmplat. De exemplu, un prieten de-al meu, poate cel mai bun prieten al meu, din Hațeg, din generații mai noi, nu de o vârstă cu mine, românul, era să rămână cu 8 clase, nici 8 clase. L-au blocat pe în gimnaziu. Maică-sa era, maică-sa nu spus, sora Mariana. Ea era femeie de servicii în școala în care era copilul și profesorul. În loc să te aștepți la protecție, pentru ceva ce nu a făcut, copilul era foarte cuminte, el, nu știu dacă mai e rocker, dar el mi-a spus că el la 13 ani, sau nu știu la cât, s-a predat Domnului, mi-a avut întâlnire de tineret. La creștinul nu știu care, tatăl lui era de la creștinii de pe Evanghelie, biserica care o vedeam eu când mă duceam la Violet, la căminul cu program prelungit numărul 1, până la 4. Și acum am înțeles, de fapt am înțeles de mai demult, întreia mama că la Violet sunt copii care au sida. Și era acolo o doamnă foarte elegantă, o dentistă, avea un cabinet și de acolo s-o lua sida. Nu te-ai fi așteptat. Bun. Și acest Nopcea, ce meserie are acest Nopcea? Acum nu știu ce meserie are, este ca mine, adică este intelectual, citește cărți, nu știu dacă are chiar atâtea, dar habar n-am, deci nu pot să mă pronunț, dar în același timp numele este real, poarta este neagră. Este un om foarte bun, este un om mult mai bun ca mine. Este un om cumva ca și Willy. Puțin mai
trist până mă vede pe mine sau pe tata. Îi place foarte mult de noi doi. Și ne-a ridicat de multe ori. El, anul trecut, când eu nu mai puteam, am mâncat un an de zile numai orez cu carne, l-am întrebat, o trecut pe lângă poarta noastră. L-am întrebat, frate Paul, domnul Paul, cum să fac să mănânc o struguri? Că avem aici plin de struguri. Mi-e frică să-i mănânc că mă neg, rămân în gât, că nu mai am măsele, m-a lovit. Și păi ia ușor, ia că să mănânc, e invit, fără probleme. Și anul trecut am mâncat struguri, așa mai spre sfârșit, prin noiembrie. Și acum anul ăsta am băgat. Și păi, mai avem, deci eu, pentru vitamine, că nu poți să mănânci numai carne, că devii tigru. Sau irbis. Bun. Deci omul ăsta mi-a salvat viața, nu? Bun. Oamenii morți se duc toți, se întâlnesc toți în același loc. În pământ. Asta este ceea ce ne-a dat nouă Dumnezeu să știm. Asta este ceea ce trebuie să spună un gropar. Eu nu sunt gropar. Eu sunt gropar în Ellesmere. Nu aici. Aici gropar este altul. E prieten de-a mea. Să sperăm că el va trăi. E tânăr. Bun. Vreau să... Deci oamenii vor fi diferiți. Și vreau să vorbesc despre fiecare, să spun câte ceva și dacă vor fi contrarietăți, să nu fie din partea mea. Deci nu trageți în pianist. Bun. Pe primul om, cred că l-am omorât chiar eu. Primul om, nu mai știu cum îl chema, nu era, asta a fost de mult, asta a fost prin 2001. 2001 vara. Pentru că în 2002 aveam să ajung la psihiatrie. Adică la internat. 2001 iarna am dus la psihiatru. Bun. Nu aveam actori. Eu trebuia să fiu regizor. Și nu aveam Skynet. Și tata a găsit pe acest bătrân care stătea tot încolo, stătea la o cabană într-un loc spre prietenul nostru Paul Noci. El poate să vă dea mai multe date despre acel bătrân. Cel bătrân a fost în casa asta, în camerele astea, cu mine, numai noi doi, pentru că el a spus că el, când a fost tânăr, a făcut parte dintr-un cerc de tineret care erau actori amatori, teatru de amatori. Și plăcea să vorbească. Era un bătrân. Era frumos. Eu mi-amintesc că am venit cu ocazie aici și aveam un pix pe care mi l-am... Era un pix cu șnur și l-am pus aici, mă simțeam regizor. Vreau să am un show cu Babacu, cu Huck Finn, pentru că nu mersese cu Alice și Ceaiul Nebunilor, cu actorii de la Cluj. Să mergem la Cluj, să facem la examen și să fac... Deci,
Babacu și Huck Finn și tot aveam o obsesie, o plută pe scenă care să plutească pe Mississippi, nu? Idei. Boys sure are full of big ideas, nu? Păi am mai văzut parcă chestiile astea. Deci ideea e, mi-ar fi plăcut să văd actorii care ar fi fost să stea pe scenă, pe o plută și să plutească pe apă, pe lemnul scenei. Cum vedeam eu în Teatrul Național din Cluj, unde aveam un bilet permanent. Aveam carnet acces. Sau la studio. Religia nu se vinde atunci. Și acum e cam scumpă. Bun. Și ce s-a întâmplat? Tipul a venit. Noi am început să repetăm. Eu eram Huck, el era Pop. Și nu făcea rău. Asta a fost acum mai mult de 20 de ani. Sau acum a făcut 20 de ani. Atunci a și murit. Fie că a fost și deținut politic, o tipul de și zice, la un moment dat se uită la mine, zice, că aici e o casă mare, ca o sinagogă. Și era un privat înainte. Deci stătea bere și cam atât. Bere, pâine. Mi-amintesc. Te duceai să iei ori bere, ori pâine. Sau ce mai avea pe acolo. Și zice, du-te să-mi cumpere. Zice, du-te și cumpără-mă bere. Eu nu mai beam bere. La domnul. A zis, bă, dacă omul vrea să iau o bere, hai să iau o bere. M-am dus și am cumpărat o bere. I-am adus-o și am dat-o. Singur. O băut-o, o plecat acasă, s-a murit. Un om. Actor. Un actor. Îmi spunea că avea niște vecini și ăia sunt morți acum de câțiva anișori. Cam de o vârstă cu el, care bajocoreau tot timpul vecini. Nu ăsta Paul, dar am uitat să zic de Paul. Paul, el e intelectual. Asta pe bune. Deci el nu e ca mine poet sau ca tata. El a fost administrator aici la spital. Și a lucrat cu bani, cu spitalul, cu copiii, cu bătrânii, cu castelul, cu tot, cu nu știu cum. Și o anumită persoană din sat care merge cu drona, se dă cu drona prin sat. Nu știu, l-a luat să împetenească, l-a chemat în bit, ce i-a făcut și, efectiv, i-a luat meseria, i-a luat afacerea. Un timp, acea persoană, un VJ, era, zicea că ia castelul că, și are niște idei, că aici, la noi în sat, nu e chiar așa mare sărăcie, pentru că sunt două conaci la noi în
sat în ruină și în jaf. Unul e în jaf și nu se, de COVID nu mai poți să intri să vezi ce mai e pe acolo. Și pe hoț nu interesează. Din 2019 am văzut, au furat, furat fierul forjat de la balconul lui Marcel Pogani, Castelul Pogani, acolo. Și în spate, conacul sau cum să spunem, o casă frumoasă, un conac și mai vechi sau alb, care a fost al administratorului lui Pogani, lui grafului, nu? Și care a fost școală și omul ăla intenționează să... Nu, acum dacă nu a putut să ia castelul Pogani pe care i-a și l-a revendicat cu acte false și făcut și cel 500.000 de dolari sau euro sau ruble sau ce-o fi cerut ei, ăsta și-a făcut din privatul ăla și-a făcut o sinagogă foarte frumoasă, o să mă duc să predic acolo. Și lângă ea și-a făcut o piscină unde era curtea școlii. Aici când noi când am venit în sat era școală, era școală în sat, nu numai în comună. Pentru că e foarte greu pentru copil de clasa 1, nu știu drumul ăla, pentru că biserica mea e lângă școala lor. Deci să te duci pe jos, copil sărăcuț, dimineața, la 8 dimineața, iarna, vara, cum vrei tu, păzluată, când trece Eddie Spedition pe drum. Și zborul minunat. Deci e puțină lipsă de minte aici. Școala era foarte bună, trebuia doar să fie recondiționată, ori renunța la ea. Sau, gândiți-vă și dumneavoastră ce loc de să fie o mediatecă pentru ăștia de la spital. Ce nu are, nu sunt tablete siuxi de second hand de dat. Deci chiar așa de cheap. Sau un loc de turism. Nu să fie unul să-și facă și din privat, și din sinagogă, și piscină, și conacul administratorului, și pe aia să-l ia și al grafului, de o mai sta în picioare încă, cât o mai trăi și mai. No, cert e că pe ăsta l-a pus pe jantă, sau pe mai degrabă pe, cum se numește, pe structură, sau cum se zice la voi, la mașiniști, pe cadru, pentru că ăla era la meseria, nevasta a plecat în Germania să câștige, sau unia mama dracu a plecat să câștige o pâine pentru copil și a rămas acolo. Omul a rămas singur, fără nevastă. Că Dumnezeu, cum zicea omul, dă lumea asta o nevastă. Nu? Și lui Adam i-a dat. Lui taică mi-a dat, nu? Asta dă Dumnezeu. De asta e Dumnezeu, să dea neveste la oameni. Și servicii, nu? Asta a fost cu mai mulți ani în urmă. Și omul a căzut în patima alcoolului. Și îmi amintesc. Batjocora. Deci, să nu credeți că dacă voi treceți cu ce să zic, cu Range Rover-ul prin sate și vedeți țăranii că sunt, cum credeți voi, sunt țărani buni și sunt țărani răi, sunt țărani și sunt țărani falși, cum zic Calvin. Sunt țărani care când te văd că mergi pe stradă zice, dar unde te duci așa hotărât? Te duci acasă. Deși nu pot să-i acuz pe toți când pun întrebarea asta, de exemplu, și unii oameni răi sunt buni. Da, ce să faci? Știi cum e?
Deci sunt oameni de interfață. Cu tine se poartă frumos, cu ăla că se poartă și cu el frumos. Și atunci e un pic de ambiguitate. Ba te mai și învață ceva. No, bun. Deci am zis de un om jos, dar nu mai știm numele. Am explicat ce s-a întâmplat și copilul administratorului, cap, să fie administrator îți trebuie cap. Eu am cunoscut administrator pe unde am fost în internat, la Decebal, la energetic. Un administrator trebuie să aibă capul clar. Și a lucrat și cu copiii și și lumea a început să râdă de el, că stă acasă, bea, nu face nimic. El nu-i bolnav, om, de la noi din sat. El are problemă la inimă și poate la suflet, așa, știi, deci că... Deși nu știu dacă ar trebui neapărat să aibă, da. Nu, și poate nu. Mai e și suferința aia, știi, când îți pierzi meseria și eu, știi, dacă mi-ar zice unul, bă, n-o să mai scriu nicio poezie, n-o să mai scriu nicio poezie în gata ta, știi, m-a simțit destul de, de că m-aș gândi să-mi fac seama. Să-mi dau pravila. Dumnezeu să ferească, nu? Tu ce zici? Bun. Acum, nu știu chiar în ordine cronologică, dar omul ăsta o trăit un om chinuit, actorul meu. Era un om chinuit, el era un politic, cam așa ceva. Deși în mediul ăla în care trăia el, nu era chinuit de toți. Acolo mai e și un ungur care nu are treabă cu nimeni. Nu zice nici da, nici ba. S-a dus vecinul nostru care a făcut casa asta, săracul a murit prin 2019, dacă nu greșesc. După ce și-a zidit tot să-și ocrotească ai lui, odată s-a dus că e ungur. Deci asta, casa asta a fost făcută de un ungur. Sandu, faze. Mort acum. Dar nu era bătân. El au lucrat și la Casa Poporului, era maestor. Și să știți, dacă ați ști ce oameni de calitate. Odată mergeam cu microbuzul la colț la mănăstire. Când mergeam mult pe acolo. Cam perioada când a murit mama, în fine. Și microbuzul aparținea de comuna Râu de Mori, aia cum mergeți voi la munte și faceți selfie-uri fără râpe. Și era cu elevii de la școală, no, și eram și eu cu ei acolo. Și omul ducea prin toate satele. Amafala, știi? Carul de Mori, jandari. Și zice fala șoferul, zice. Ăsta ce sat e? Ăsta ce sat e? Și nu, nu știu la alte ce sat e ce au fost, nu știu. Și zice, dar pe clișa, știi, când o parcat, până fi oprit. Pe acolo, pe la castel, știți, în partea aia, după blocurile părăsite. Și barăcile alea unde stă Băneșii cu sacuri. Nu, dar zice, aici ce sat e? Al nebunilor. Nu. Trebuie să stăm aici, știi? Se spune că Canada e salata și că America e ciorba. Noi ce suntem aici? A la rus. Fac o paranteză.
Am mers odată la colț, la mănăstire, și am pierdut microbuzul. Și am zis, hai că o iau pe jos. Mă văd că oprește o mașină și mă întreabă cineva, știi, bă, unde e ăla de aici, de la noi din sat? Zic, nu știu, că nu sunt din sat. Pleacă. După aia nu mă văd cum vine o mașină cu doi jandarmi sau câți erau, că tu cine ești, ce faci pe aici, cum te cheamă, cu pistoale. Eu eram copil, cu 11 ani, cam 29 de ani. Aveam. No, și eu le-am spus, mă cheamă așa, am codul numeric așa, 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 o sunat la poliție. Cred că așa au fost. Mai te cupim din astea la Cluj. Dar ideea e că ăia nu m-au deranjat așa de mult. Și eu am fost de comitet, se poate spune. Nu știu, eu le-am explicat. Faza a fost că eu am fost elev în brazi. Două săptămâni pe clasa 1, primele două săptămâni, ca să nu mă duc la numărul 2, să mă duc la numărul 1, unde erau părinții mei. Că la unde era mama, că tata era la braț. Era un învățător, asta era în 8-7. Și mi-amintesc colegii, era rușine acolo, eu veni la mine, lucrui cu mine, colegi de clasa 1. Și asta a fost în 8-7. Anul 8-8-9 școlă. A fost pe clasa 1, la 6 ani jumate. Bă, și eu mi-aminteam, și eu mergeam la cu tata pe acolo, când era el profesor, la șantierul de la Braz, cum e în declarație de dragoste. Și mi-aminteam cum uitam eu copil la 6 ani sau așa, sau uitam la ferici și la... Era tot felul de betoane și trebuie în astea și creșteau ferici și păduri și copaci. Și... No, și trec eu așa și nu mai văd o clădire din vremea aia, știi? Și mă uit prin curte așa. Și atunci m-au luat, o să vin la frate. Și aveam o căciulă care mi-a luat-o fratele meu mare de lotru, de pe motru. No, și m-au lăsat ciobanii ăia în pace. Și m-au luat-o mai departe spre Hațe, că nu mă lua nimeni nici la ocazie și trebuia să ajung, nu? După aia vine mașina de poliție cu un polițist după mine. Foarte supărat. Era supurean. Supărat. Bă, tu ce faci pe aici? Păi am fost la mănăstire. Mă duc acasă. Afară e frig. M-a ținut și genică de vorbă. Ce? Vezi că tu ai venit la furat. Pe acolo adevărul e că se tot fura în zona aia. Tu ai venit la furat, furt, un ce? Cum te cheamă? De unde ești? No, și iar mă cheamă Felix Liniuță Gelu Constantinescu. Sunt din orașul Hații. Sunt orfan, mă vin de la colț. Și sună la și ăsta, la poliție, la Hațe, uite, vezi că am găsit pe unul Felix Liniuță Gelu, zice că are 29 de ani, a murit măsa și nu l-aveți cu nimic. Nu, lasă-l în pace. Poliția a început să râdă de el. M-a lăsat și el în pace și m-a tot pe jos. Câți kilometri este de la Râu de Mor sau Braz sau ce-o fi de acolo, la Hațe, că atunci stăteam în Hațe. Atunci am început să merg mai puțin. Eu mergeam acolo că scriam și mă rugam. Și eram prieten cu protosingherul sau ciu, cum s-o numi, Calinic, care a fost prieten și cu mama. No, deci mizerii. No, și probabil că mizerii la un grad și mai mare i-au făcut la actorul meu cu berea lui. Deci treaba e că el, când a băut berea, a intrat în starea berii, nu mai ieși din ea. A murit, nu se știe cum, în bere.
la vară. Berea nu era rece, cred. Cine avea frigider atunci aici, berele. Era un om, mi-l amintesc cum îl juca rolul. Ar fi fost ceva frumos. Pe atunci nu prea credeam în el, nici eu, nici noi. Da. Ar fi fost ceva frumos. Eu cred că aș fi fost un regizor destul de bun. Dar știi cum e? Atunci era la modă purcărete. Purcărete, mănuțiu, Gelubadea, nu? Și cam rămas. Purcărete, mănuțiu, Gelubadea. Iar Ramona, săraca, s-a dus la Sinaia. E la ruletă. Aia chiar era o regizoare bună, dar nu era sinceră. O regizoare bună și proastă. M-a întrebat, dar de ce l-ai atacat pe Gliții? Pe Gliță. Când a spus că nu ai vrut să... Nu știu cum a zis. Intrat în subconștient. O muri și Mona, să o lăsăm în durere. Să mor și eu. Asta m-am gândit azi, dar nu trebuie să mă gândesc, eu sunt catolic, nu trebuie să mă gândesc. Mi-a spus preotul, Felix, te primez la mine în biserică dacă nu mai vorbești despre moarte. Asta e condiția, ca să fii catolic, n-ai voie să te gândești la moarte. Nici când ești mort. Bun. Și doar eu am scris o mamă de lumină, nu o mamă de moarte. Și acum eu nu vreau să-mi amintesc morți neapărat. Nu, asta face Sextonul, dar Sextonul poate că ar trebui să-și amintească oamenii. Apoi, a fost un om, un bătrân, ca să... În fața lui Fazekas, dar a murit acum 20 de ani, un bătrân îl chema Ardelean. Ardeleanul, un moș, și ziceau a lui Porumbel. Pentru că la poartă avea pe stâlpi, că știți că porți le au și niște cilindri. Avea niște porumbei de nu știu ce material făcut. Am crezut că îl cheamă Porumbelul și am spus al Porumbelul. Și eu eram, când noi am venit aici în 95, când eram pe clasa 7, când am făcut și traducere. Și am lucrat pe ce am văzut. Și atunci am cunoscut oamenii și am făcut încă o casă și adică e ca un fel de templu cu portic, știi? Dar porticul de fapt e o casă cu terasă. Și tot ungurul făcut-o. Și dar nu i-a pus stâlp de cutremur la culturi. Tata așa ar fi vrut, mamă. Și ce vreau să spun? Am fost cu căruța cu Ardeleanul ăsta, când ne-am dus să aducem bolțari, cum casa asta e făcută din bolțari de ciment sau ceva de genul ăsta, e cam rece, trebuie să o încălzești. Bolțari țărănești, făcuți aici, unul peste drum, unde era linia ferată, și acum s-au făcut niște case sociale și unul ține porți și ne-am dat eu cu piatra în drum în 2018, februarie sau 17, când a ieșit Cesereanca în stradă. Ne-am dat în drumul bisericii cu o piatră și am bușit o mașină. Că mașina s-a bușit, nu eu. S-a bușit în drum.
atunci am zis că renunț, nu mai fac prostii, nu mai trebuie nimic. Stau în casă, văd de treabă și nu m-au lăsat nici așa. Bun. Ăsta era un tip foarte de treabă. Pe restul nu mă interesează. Noi vorbim despre morți. În general bătrâni. Era un om, ăsta era țăran. Nu era comunist. Nu era om rău. Avea cai, cred că, căruță, porumbei la poartă. Niște case, așa, tot așa au rămas casele, poate recondiționate. Cum să zic? Niște case daco-romane, așa, mai lungi, mai scunde. Fain. Știi cum e? Dumnezeu dă după propria personalitate și după propriul efort, nu? Talent și efort. Să ai și noroc, poate. Nu, dar omul era foarte calul. Bun, și ăsta a murit. Punem o cruce, a fost om bun, nu și pe M, pentru că punem pe M de la Maria, ce la Maria. Acum mi-am amintit de o vecină de-a lui Ardeleanu, casa imediat următoare. Am văzut chiar azi casa, o studiez casa aia. Este o casă problemă în sat. Femeia a trăit, cred că a trăit vreo 97 de ani. Și a fost... La țărani se socotește cât ești în putere, cât miști, cât faci. Și după aia, dacă ai copii buni, să te țină. Deci ea a avut o casă, casa și acum există, dar hoții pe care îi căuta ăla, Supureanu, domnul Supureanu, îi cam degradează casa. Ba la geamuri, ba la țiglă. Am văzut că o e mai rost și la acolo jos. Se onăruie ca să după locul nimănui, hai că cumpărăm pe nimic. Casă deci ar fi și rușine, bă. Pe femeie o chema, nu știu cum o chema, îi spuneau ghinoc. Ghinoc. Femeia asta stătea singură, era văduvă și avea doi copii. Băiatul stă casa următoare încolo. Dar nu a ajutat cu nimic. Acum mă scuză. Era cu mine la biserică. Fata stă acolo, mai încolo, de unde e milionara cu limuzina cu brânză, cu oace. Aia o căuta și ea ținea găini și vindea ouă. Venea, mergea tata la ea, la femeia aia, femeia mai țigănoasă, așa, nu știu cum și-a făcut-o. Dar era de treabă femeia, e de treabă. Cred că trăiește. Era tânăr. Acum tânără, știu cum, dacă muncești, ești tânăr și la 70 de ani. Dacă nu muncești, ești bătrân și la 20. Și ea vindea-o în vremea aia când trăia ghinoc. Și ghinoc asta ea se purta, făcea, dregea, muncea, mânca. Ba, și-o găsit și un moș. Odată am mers cu mama. Sau cu tata, cu mama, mers pe lizieră, să ne plimbăm, că ei nu vreau să vină pe la baraj, tot să scurtăm drumul. Și am văzut-o pe ghinoaca cu un tip, un moș, ca și erau doi moși de 80 de ani, stăteau la un picnic acolo,
Acum mă duc eu să scriu poezii. Este acolo cu... De toate aveau ce le trebuia lor. Ba, și ceva vinișor sau țuiculiță. Nu știu ceva acolo. Când ne-am văzut, ne-am speriat. Doi bătrâni peste 80 de ani. C-o zis ghinoaca cu ea. Nu, că ea e... Femeie, mă, cum? Eu să stau fără bărbat. Nu vorbea ea așa. Da. Și ghinoaca, țin minte că lui ghinoaca îi plăcea de mama și lui mama îi plăcea de ghinoaca. Să aveau ele la sentiment. Mi-amintesc pe ghinoaca că s-a dus la privat, am zis deja de privat, și a luat o bere. Dar nu mai mult. Una o băut. A avut chiar să bea o bere, băut o bere. Bă, o bătrânoacă, mă, bătrânoacă. În vremea aia, băiatul ei avea un cal. Sau doi. Cred că numai unul. El avea, are pământ, are. Până la Brook. Nu. Și lucra cu cal. Chiar mă uitam. Erau, parcă erau doi cai. Era un om și un cal. Cal greu, bă. Oricum, mare. Nu știu dacă era de tracțiune grea. Era cal un cal de muncă. Nu mai știi cum e, nu poți judeca oamenii. N-are niciun sens. Da, punem faptele, nu? No, și după aceea ghinoaca s-o da amblagii, da, s-o da amblagii după 90, nu știu cât, nu știu exact cifra. No. Okay. Și nu mai putut să muncească, asta o s-o da. Și atunci a luat o fiică sa. A luat o fiică sa și trebuie să vă vezi despre chestia asta. Pentru că mă obsedează casa. O luat-o fiică sa și o ținut-o. Și femeia era bine, dar că... Deci, sănătoasă era bine, dar că nu mai putea munci și era cumva mai dezorientată. Nu? Mai, nu. Trebuia să fie puțin ajutat. No, și... După aceea să vorbeam în sat, bă, mai, ce mai face ghinoaca? Că nu mai văzut-o, că noi o vedeam pe drum, bă. Nu era ghinoaca pe drum. Bă, dracu. Muncea, făcea, aveau tot ce... Pântână, casă frumoasă, șopru, frumos, poartă. La poarta ei un plop. Plop, cam așa ceva. Foarte frumos. Toamna dă frunze. No, și ce să zic, că după aia am auzit că sunt târziu că au murit. O zvietoasă. O muncit. Dacă muncești, trăiești. Dar nu mai știu ce-o muncit acum. Muncea, dar habar n-am ce făcea, că nu mai știu, că nu eram eu atent. Nu știu că ținea animale. Avea... Chiar recent am văzut o vacă în curtea ei. Cred că o fi pus-o cineva din familie. Dar cred că cu vaci se ocupa. Cu vaci. Acum nu. Femeile la sat fac de toate. Vaci, găini. Chiar azi când am venit la cimitir am văzut gâște pe scocul murii. Gâște foarte frumoase de soi. Super. La burghinoacă și la cruce. Pune și Maria frumoasă că tot nu e bună. Bun. O altă femeie care a murit a fost o femeie
care avea doi copii care trăiesc. Unul este mai mic ca mine. Ei, copiii ei au lucrat la noi aici la casă, pentru că aici la noi la casă au lucrat mai mulți din sat. Așa e. Când un om își face o casă, sătenii îl ajută. Chiar dacă... No, așa era. Aveau treburi. Nu știu. Așa era înainte de 2007 în EU și 2004 NATO. Nu. Oamenii s-ajutau. Și era, deci aveau pe micușor și pe mitică. Era ea și ei doi. Mitic era mai mic, era obsedat de pescuit și m-a dus aici la castel. Mi-era frică să intru, era plin de copii pe aici. Copii bolnaviori, așa. Și m-a dus, mi-a arătat bazinele cu apă, el mergea și pescuia, uite, și mi-a spus, și să știi că în baraj sunt păstre cât piciorul, cât piciorul tău. Eu am mai am. Acum nu știu pe unde lucrează Mitica, dar l-am văzut, anul ăsta l-am văzut odată. Aici, la o betonieră. Na bun. El nu, el era copil. Toți spuneau că e nebun. Deci, sunt niște chestii, deci... nu știu, sunt niște cutume, așa, știi, deci... Și țăranul, el însuși, numai în biserică, până la urmă. Atunci aș intră în conștiință și zice, bă, uite, vezi ce am spus o Mitică, vezi ce am spus o Feli, vezi ce am spus o tare, un Nate. Deci, sunt niște probleme aici. Ei se luptă. E o luptă pentru supraviețuire, știi? Nicușor, nu zicea nimica. El bea bere cu nenea Sandu și eu în vremea aia beam bere cu ei, o bere. După ce lucram, era părdut săracul, ăla era un om foarte, foarte bun. Și avea un băiat. Și părdut și băiatul lui a lucrat la noi, băiatul trăiește. Și s-a certat băiatul cu tatăl și a fost o situație foarte grea pentru că niciunul nu greșea și amândoi aveau dreptate și niciunul nu vrea să rănească pe celălalt și erau amândoi oameni decenți. Băiatul lui a fost primul om din sat care l-am văzut că a venit să lucreze la noi și pentru că era tuns chilug ca la sat. M-a fost pe vremuri, am crezut că e de la spital, dar era solidoc, deci că era lui Bis. Nu a fost frică de la început. No, acum cred că stă în casa lui tatălui. Dar casa aia nu știu dacă mai există, a făcut-o altfel. Era o căsuță. Ăla părduț. Cu fiul. Neluțu. Viu. Nu, ăsta a fost meșter. Meșter foarte bun, ca și Sandu. Pazi, ca și domnul Sandu. Nenea Sandu. Nenea Sandu zicea mie Feli. Înainte să fie cântăreața Feli. Mie nu-mi plăcea. Ce se fată? No, era meșter bun și mi-amintesc păduți cum bea el apa din badoacă. Țăranii au un fel de a se hrăni cu totul diferit de al orășenilor. Orășenii au gustul, mai tac din țigară, mai bagă o heroină. Ăștia trebuie să bea apă, bă. No. Și vreau să zic niște lucruri mai grele. Deci mama băieților, Mitică și Nicușor, acum e moartă. Era bătrână, era singură. Ei cam beau. Ea, nu sunt sigur dacă ea bea, dar Nicușor bea. Nicușor i-am dat cartea lui Stanley Jones, care este o carte foarte bună dacă vrei să scapi de multe probleme în viață.
poate îl va ajuta. El a fost misionar în India și a fost medic. Adevărat și misionar adevărat. Dar cartea aia m-a ajutat pe mine cu fratele Ștefan, care a cumpărat-o soția lui în prima ediție. Am luat o ediție din mai nouă. I-am dat-o lui că n-am mai avut nevoie atâta să citesc. Carte foarte interesantă, foarte ușor, te ajută la suflet. Life to the full, viața din abundență. Bun. Și ce s-a întâmplat? La noi în sat, în partea asta, deci Mitică, Nicușor și mama lor stăteau în spatele nostru. Mai aveau o căsuță și aici și din cauza și aveau mult, mă, aveau casă, mă, locuință, dar din cauza băuturii au vândut aproape tot. Și după ce au vândut aproape tot, sau tot așa, a fost un alt om care și el bea, dar era mai zdravân la muncă. Și el a murit, săracul. Și doamna, cred că a murit. Și el a luat-o de soție. Doi bătrânoci. La el nu se vedea că e bătrân nou. Nu te gândești acum. Nu era el, Teris. Nu era Alain Delon, da? Boji. Bojin cu soția. No, bun. Și să dau un amănunt. Noi avem aici un privat și noi, un veceu. Odată m-am dus eu la veceu, nu știu ce am aruncat în veceu, ce am făcut în veceu, în fine aveam eu și probleme. Și ies pe stradă și mă întâlnesc cu Bojin. Și nu vreau să-mi întind mina pentru că fusesem în veceu. Și el îmi întinde mâna și mă strânge. S-o prins de situație, că mie mi-e tot nu știu. Și el zicea, că lucra la noi la casă, că ăștia toți au lucrat la noi la casă. Zice, bă, vă credeți în... Și după ce eu m-am pocăit, 2004, vă credeți în Dumnezeu? Eu nu cred în Dumnezeu, mă. Eu-s Dumnezeu vostru, că eu-s Boji, mă. Că vă... Rușii zic la Dumnezeu Boji. El, știi cum e, dacă bei alcool și bei destul și mai și muncești, așa, mai dă una după cap, ajungi la probleme. Că creierul săracu o bucată de carne, ca un ficat de vită. Și el era, l-a mai dus la spital, ba, îmi spunea tata, că odată a bătut un doctor. Dar medicii au înțeles că e un caz special, că nu e un om rău. No. Și cine știe ce situație o fi a fost și el și eu. De fiecare dată când am fost internat, după 2013, am fost cu Biblia. De fiecare dată cu Biblia. Nu știu cum aș fi rezistat fără Biblia. Nu știu, n-aș fi rezistat. Fără Biblie n-aș fi rezistat. Fără Ion Pilat aș fi rezistat, dar fără Biblie n-aș fi rezistat. Iar când am fost la Cluj, prima dată am avut o carte de Rudyard Kipling, Bună dimineața, nu știu cum, Domnule Elefant, în care n-am putut să citesc mai nimic. Și a doua oară am avut cartea Filozofia Spiritului de Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1861, murit de holeră la Berlin. S-a născut la Stuttgart. Cel mai mare filozof din lume, care spune că creștinismul e filozofia cea mai adevărată. Și femeia de serviciu mi-a dat permisie în weekend, că stăteam la o rezervă singur.
m-am dus în Cluj, eram acolo, și m-am dus la librăria universității și acolo am găsit un Meister Eckhart, care îl mai am, Cetățuia din suflet, și eu căutam. Pentru că și eu, de fapt, sunt o ființă normală, dar îmi caut sufletul, pentru că am suferit. Și am văzut o emisiune înainte să fiu, eram în liceu. Nu știu la ce spital s-au dus reporterii și au vorbit cu bolnavi. Și era un copil gras care cânta cu tuțonul, cu bujor de nebun. De asta, tu ca să vin, cu tuțonul. După aia era unul care era un filozof. Semăna cu mine acum, cu barbă. Era o femeie tristă, mai țigănoasă, așa. Zice, brazul nostru. Și noi am fost ca voi. Am avut probleme în viață. Nu că suntem răi sau că suntem nebuni. Sau... Nu, am suferit. Cum ar fi zis, ne-au distrus. Nu, cum fac americanii cu filmele, cu mașinile sau cu oamenii. Bagă mașina în zid și împușcă pe Arnold. Bun. Și ce se întâmplă, bă? Cu Bojin, eram prieten. Bojin venea pe la noi pe acasă. Bojin ne-a făcut decantorul. Vă știți ce aia, un decantor? E o groapă cât 6 fântâni. Și aici pământul e numai piatră. Deci e uimitor cum e numai piatră aici. Dai, sapi un pic. Eu când am venit de la spital am vrut să ne bag o grădină aici la noi în curte. Îmi face tata acum cabana. Nu puteai să sapi, că era plin de piatră. Nu mare, dar era. Fusese, era livada noastră. Nu puteai să pui nici morcov, nici leuștean. No, și omul a făcut. Și-a băut și berea, și-a băut și decantorul. Și acum e acolo un fier care a tot ruginit pe el acolo, că dacă, la noi, dacă nu ești atent, o să mergi ca pe Contichi, pe marginea Plutei. Deci dacă iei către dacă calci pe fierul decantorului, cazi în decantor și nu te mai ridică nimeni până dimineața. Poți să și mori de frig sau... Iar dacă calci în stânga, streptele care duc la demisol, unde avem grădina de vară sau cum se numi, acolo poți să-ți rup capul pe treptele alea. E foarte problematic. E odată când trăia nenea Sandu, că nu era gard tot timpul între noi. El stătea acolo, stătea eu, avea el o sanie, stătea pe ea și, sau stătea pe ceva și eu nu știu cum am coborât cu o carte pe treptele de la terasa de sus, de la camera mea, că eu tot citeam, scriam, trebuie. Bă, și nu mai văd cum alunec și am, știi cum am dus? Ca pe pantă. Pe trepte, până jos. Noroc că n-am dat cu capul, nu mi-au picioarele. Și mi-au spus, Sandu, vezi, fii atent. De atunci, tot timpul, mi-au atenția. Că dacă pici pe treptele alea, nu-ți mai trebuie nimic. De aia nu prea agreez casele cu etaj. Pentru copii e mai bine, pentru că e mai inconștient, e frumos, stai la etaj, vine mama, îți face focul, îți aduce budinca, da? Tata, îți aduce, uite, ți-am adus timbru cu haci, dar, nu, ce să zic, când ajungi bătrân, nu prea îți mai convine să tot cobori, să urci pe scările alea. E frică. Scrie și în Biblie, nu? No, și când a murit Bojin, tata a fost, cred că, la toate momentele astea. La toate, oricum. Ideea e că, oricum, a fost tata.
pe la din astea. Chermeze din astea. Eu am făcut un desen. Am desenat-o din memorie pe doamna Bolin. Cu obrajii arși de alcool. Mai arși decât al lui Van Gogh. De alcool și de suferință. Rămasă în mână. A murit și cumpăra casa, nu știu, Basarabeni. O mai rămas Nicușor cu Mitică. Nicușor și-a făcut o familie. După aia, ca în filmele astea, cu dragostea învinge tot. Familia au crescut și-a plecat de acasă. Și acum omul ce face? Avea și o soacră. Eu cu soacră se eram prieteni. Soacră. Blondă. Adică era ceva unguroaică, nemțoaică. Alsaciană. Ea mergea pe stradă așa. Tot umblă. Când am văzut că nu mai văd că umblă, mi-am dat seama că și ea s-a dus. Și eu nu. Când aveam monetar, deci asta, când aveam monetar, că din 2013 nu mai am monetar. Dacă mă duc la ZAM, mai nou, am mai cerut bani, că e foame, dar să știi că poți să ai și bani să faci și foame, că nu se iese din ZAM fiecare zi. Mai nou. La cumpărături. Și niște prețuri de nu mai știi de tine. Dar ce vreau să zic? Ea îi mai dădeam un leu, doi, trei. Cât aveam și eu. Cât puteam. Poate cinci, maxim, da? Și am eu zis odată așa. Eu îi dădeam, de ce îi dădeam? Că era bătrână, săracă, necăjită și că eu eram pocăit și creștin. Biblia scrie să dai la săraci, nu să-ți iei vudu. Și ce zice? Dată mi-a zis. I-am dat un leu, doi lei. Zice, Felix, tu o să ajungi bine, copile, sau cum zis ea. Pentru că eu cu banii ăștia mă duc la biserică și cumpăr lumânări. Pentru tine. Atunci numai de biserică ortodoxă. Adică nu știu dacă nu mă interesa. Poate atunci mă interesa, da? Înainte, când era Marele Baptist, deci în anii până pleca Ștefan și până a murit mama, nu cred că stătea cu noi în sat, sau nu mai știu eu. Poate că stătea. Probabil. Cred că da. Și atunci. Poate pe atunci am fi spus ea. Că mă pune lumea la biserică. Punem o Maria Mare. Bun. Și aici am o notă de tras. Nicușor s-a căsătorit cu fata bătrânei asta cu lumânările, care m-a salvat viața. Și fata ei era tot blondă. Toată familia afară, și Nicușor e blond, de fapt. Nicușor seamănă cu ăla din Călăuza lui Tarkovski, Stalker. Cu Stalker, cu Călăuza. Mechiel, așa. No, și, cum să zic,
femeia lui e mai mică de stat, așa. Și când s-a căsătorit cu el, avea o fată. Frumoasă. Și a făcut și cu Nicușor, al doilea copil. Și uite, asta vreau eu să zic. Mai venea Nicușor la noi aici când lucra și o aducea numai pe fata mică. Că mai, nu, era mama, gătea și... E greu să n-ai de mâncare, nu? Eu știu asta. Cine spune cântă la altă masă, poate ajunge sub masă. Dar ideea e că fetele alea două nu s-au socotit. Eu așa cred. Erau mici. Dar nu se socoteau de vitrege. Că eu sunt, că tu ești de-a lui tata și eu nu sunt de-a lui tata. Nu era nicio problemă. Și când a fost nunta fetei, probabil alea mari, Nicușor a venit aici la tata, că tata fiind un fel de bătrân, nu, cu pensie, și respectă omul, respectă, oamenii apelează la el sau se încrede în el. Și a spus, domn profesor, dați-mi, vă rog, 12 lei, că trebuie să mă duc nu știu unde, în ce sat, la, că e la nunta fetei mele și... Nu. Și i-a dat tata și... Deci aspectul ăsta vreau să spun. Într-o familie simplă, într-o familie în care problemă de alcool, de sărăcie. Uite, odată m-am dus, după ce a murit mama, m-am dus la nașii mea și mi-au umplut două plase de conserve făcute de ea. Sau și ceva cum de cumpărat. Dar ea făcea multe conserve pentru iarnă, nu? Noață. Bă, și mergeam eu pe drum așa, veneam cu el, era iarna, ziceam că vin la tată. Și m-am gândit la Nana Ana, uite, mi-am amintit de Nana Ana, să scriem și pe ea. Că și eu am murit săraca. Nana Ana, soră. Și zic, ia să mă duc eu până la Nana Ana să văd cum se descurcă, că am căutat-o odată. Și dacă nu, să-i las niște conserve. Și mă duc și n-am găsit. N-o fi fost acasă. Dar am văzut, nu știu, niște păpuci pe acolo să purta. Încă o să purta. Și atunci, mergând mai departe, am trecut de... birturi de partea spitalului, luat-o pe alea noastră. Am trecut de conacul lui Tanase Scatiu și ajung la blocul vechi și zic, bă, nu știu dacă ea mai stăteau afară, știi? Nu stăteau numai în casă. Zic, bă, uite aici sunt doi copii mici, m-am gândit eu, o bătrână, o femeie, un om nenorocit. Eu vin cu două plase de gemuri, zacuști. Trebuie. Gătit, nu, borcane, nu. Hai să mă duc. Și a fost, le-am bătut la ușă, mi-au deschis. Și le-am dat o parte din acele conserve. Nu cred că aveau ceva de mâncare atunci. Nu știu. Eu nu cred. Și aici iară trebuie să spunem un aspect. Eu am stat... Am stat aproape două luni în ZAM. Iată. Am stat acasă, purgatoriu, dar când am ieșit în câmp am observat că parcă aveam ochelari. Nu mă uitam pe cer. Că nu te uiți pe tavan acasă, nu? Te uiți în laptop. Și când mă uitam pe acolo, am zis, bă, ce paradis aici, frumos. Până și pământ. Stăteam în curte, până venim în citori la cabană,
și mă uitam la fire de iarbă. Mă simțeam ca Richard Wurmbrand. Uite, am venit acasă. De ce? Pentru că muncesc. Eu, ceea ce fac eu acum pe laptop, au făcut alți oameni scriind în secolul XIX. Eu sunt YouTuber de secolul XIX. Pentru că îmi place și pentru, dar nu pentru că îmi place, pentru că este important. Pentru că voi muri. După ce voi muri, nu voi mai putea munci. După aceea rămâne singur. Nu pot explica prea bine. Nu? Asta e suca mea. Nu. Dar slavă Domnului, a murit numai bătrâna. Și a murit și bătrâna lui Bojin. În rest, copiii sunt fericiți. Sora Ana. Nana Ana. De fapt, nu. Nana Ana și, Nana Ana și sora Baptista sunt două diferite. Sora Ana și Nana Ana. Deci, eu am fost la sora Ana, lângă biserica baptistă și trebuie să spun că o moartă veche a fost o bătrânică foarte de treabă, fiul sper să încă mai trăiește, muncitor cu ziua, ea odată are patima alcoolului. Poate, știi cum e, țăranul nu decide ce patima are. Că poate că ar fi și la uniță, și eu aș putea, poate să zic, că și eu sunt țăran, nu? Poate, patima mea e să citesc. Sau să scriu. Sau amândouă. Patima mea e Coranul, nu? Dacă asta e damblaua mea, nu mă scuzi. Și nu vă imaginați că oamenii de care vă vorbesc, sau cel puțin până acum, sunt oameni răi și oameni care îs bețivi și vai că oameni vicioși, oameni care manevrează milioane, care joacă monopole cu lingouri și nu, oameni nenorociți. Și este aspectul ăsta care spune Jack London. O zis, domnule, am scris și nu puteam să câștig. Scriam bine și nu aveam pantofi să merg pe stradă. Și atunci m-am angajat la o spălătorie de haine. Asta era în secolul XIX. Să lucrez 6 zile pe săptămână. Și o zis, lucram 6 zile pe săptămână la spălătoria de haine și ziua 6-a care aveam liberă, duminica sau sâmbătă, Dumnezeu știe ce zi liberă avea, mă făceam mangă pentru că nu mai puteam rezista. Deci pentru proletar, că ăștia nu sunt țărani. Deci Nicușor nu-i țăran. Pentru oameni ca Nicușor, ca Iulian, dar Iulian nu, dar din sat, dar și el o sta la noi în sat, o sta la noi în casă. Cu noi. De mai multe ori. Și o zugrăvit pe aici. O să vă arăt eu linia zugrăvită de Iulian, dacă n-am arătat-o cu ani în urmă. Nu. Ăștia sunt proletari. Și dacă sunt exploatați, nu, ce să mai facă ei acolo? Nu. Atunci, dacă nu, mai bine, dă-le, domnule, levomepromazin și ai terminat cu ei. Dar după aia nu-ți mai pot munci. Ori vodcă și bere, ori injectabile. Ori faci gogoși, ori lași în durerea lor, ori lași mai ușor. Uite, a fost un aspect. Am muncit și eu la un depozit, știi? Și era acolo șeful de depozit, muncitor șef de depozit. Și am dat-o zis, da, patronul nu crede că noi suntem roboți. Deci, chiar și eu am simțit ce înseamnă. Și eram frat.
Cu șeful de depozit nu eram frate, cu patronul eram frate. Deci nu suntem găini outoare, că ne stingi becul, ne aprinzi becul și... Deci asta ar trebui să gândească niște oameni cu bun simț. Cum e cu munca. Și ce rost are ea. Pentru că, uite, nu? Uite ce încape pe o pagină. Mai scriu încă 2-3 pagini și am terminat. Jumătate de sat. Bun. Asta a fost sora Ana. Nu, mama lui fratele, lui domnul Remus. Domnul Remus, eu l-am sfătuit să merg la biserică. Și țăranul are un aspect. Nu e rușine. Bunica mea, care a fost sfântă, mă. Sfântă. Nu, o trăit și bine când a fost cu bunicul, că erau activiști, sau el era activist. Dar după aceea, ce vreau să zic? După ce a divorțat, ea fiind de la Livada de Coastă, sat care e un sat, acum ca să vorbesc de satul meu, în numele mamei mele, noi avem două defecte. Unul fals și unul adevărat. Spune lumea despre noi, trimătrică luna Iisus. Dacă înțelege Dumnezeu ce înseamnă asta, eu nu știu. Bun. Noi suntem oieri. Dar defectul nostru e că ne lăudăm. Și cât înțeleg eu că n-am prea fost pe acolo, nu ne lăudăm cu... Adică nu trăim o viață să avem aici un minivan Audi ca să ne lăudăm cu el. Ne lăudăm că tocmai am venit din Gula. Ceva de genul ăsta. Maramureș tank. Trebuie din ăsta, mă. Ne spune că, bă, eu de-a lui Franț, mă, eu de-a lui Franț Iosef și de-a lui împăratul Francis I, mă, tu știi? Chestii din asta. Și mama e mele nu-i plăcea foarte mult. O zis că odată a fost, nu știu, la o mormântare, la ce-a fost la Livadia de Coastă, că e și Livadia de Câmp, că suntem peste străi. Și că era, nu știu ce, neamuri acolo, acum toți au murit. Neamurile apropiate noastre. Și că nu știu cine era la masă, s-a apucat să se laude și mamei nu-i plăcea. Mama cumva se ținea de ponoreni, că noi asemăna pe tasă, pe tatăl, să punic. Dar eu am iubit pe Ana. Pe Ana. Botean Ana. Eu făcut bajocură și la fabrica de marmeladă lui Ana. I-au pus portret pe perete și l-au dat și acasă. Și au zis, felicitări, sau nu știu cum, Tov Bălteanu Ana, nu chema Bălteanu, chema Bălteanu. Bălteanu Ana, care a depășit de 2 ori programul de producție, munca ei fiind mult apreciată. Și așa a pus o poză cu mărgelele la gât, legate ca nu despânzurătoare. Avea atunci 27 de ani, la divorț. O bajocorea dușmanca. Cam atac. Am poză și cu dușmanca. Între andralâi. Și bunica, nu. Bunicul mânca numai păsăreturi cu băieții și cu Maria și cu copilul. Cum îl chema mă pe un film? Adrian. Și Roma, nu? Și bunica mânca zamă de... Nu, mâncau cartofi copți cu sare.
aș mânca cartofi copți cu sare dacă aș reuși să scot coaja de pe ei, dar am mâncat-o și cu coajă. Dar ideea e că în anii 80 și în anii 90, dacă vrei să mănânci, era numai cartofi în țară și trebuia să-i cureți. Și nimeni nu mai vrea să curețe cartofi. Mai bine făceam foame. Noi avem în fiecare, pe vremea asta, ne vine omul de la pământ. Și avem pământ, puțin pământ, și ne aduce 3-4 saci de cartofi antria. Cei mai buni. Dar cine stă să-i curețe, bă, frate? Și plus că mi-au intrat mie ideile mele. Fără furculiță, fără cuțite, fără foc la gaz, fără brichetă, fără chibrituri, fără topor, fără obiecte ascuțite. Singurul lucru care folosesc e pixul și unghiera. Între degete folosesc unul. Pentru că am avut un vis. Cam după ce a murit mama sau pe înainte, sau oricum în perioada eram la bloc, dormeam în cameră la tata. Am avut un vis și cineva mă întreba, o voce, dar nu o voce schizofrenică, o voce mai înaltă. Asta nu înțeleg doctorii. Când le-am zis, bă, vezi că bratul ăla e un geniu. Nu, am schizofrenic. Deci, ăla de fapt ne desena pe noi, pap, pe lângă pap, să poate... Cine știe ce Guantanamo a fi desenat. Cum a făcut, eu știam. Doctorii nu știau. Și s-au ajuns. În ziua de azi s-au ajuns la, nu zic de tot, și se va ajunge la doctorii inculți, care habar, nu o să aibă habar de Henry Moore, regele și regina, de oamenii din metrou. Deci tipul ce face bratul în zam, în condițiile cele mai grele, și fură, mă, i-o fura creonul ce i l-am dat. Nu trebuie să stai cu un creion frumos de desen. Și lor frate mine. Și au desenat extraordinar. Tot să-i caut desenele. Nu. Henry Moore a făcut același fel de lucru. Desenat cum se ascundeau oamenii în metrou din Londra sau de unde era când bombardau Luftwaffe. Niște schițe de oameni îngroziți acolo. Niște schițe de adăpostiți așa, ca în ultima lume. Nu. Când toți bețivii își borăsc picturile pe ateneuri, ăla stă cu o cutie de acuarele în buzunar. Desenează permanent. Lumea asta e nebună, mă. Nebun sunt eu, nebun ești tu, nebun e bratul și nebun sunt și doctori. Nebun, mă, nebun. Dacă nu ai respect față de pacient și față de om, e nebun. Dar cum să-i spui așa? Cum să-i spui la un psihiatru că e nebun? Eu le-am mai spus. Așa. Că știi cum e? Și la musulman. Dacă știi cum să iei, poți să le spui orice. Nu te supără. Nu am mai spus. Când am observat papa. Da, ziceam de femeia aia. Avea un batic cumva negru-albastru. Așa. Și a murit. Femeia a rămas... Femeia a murit poate de aproape 20 de ani sau oricum, de prin 2004, poate înainte, nu, cam când am venit noi aici, oricând ne pregăteam să venim sau eu eram pe pat sau eram acasă, sau eram la școală sau când am venit, în fine, a murit și a rămas băiatul singur și tot singur a rămas.
Și acum se face la noi în sat, e un tip, deci când toți mor, de ăștia care muncesc, știi, ăștia care îți fac decantorul, ăștia care îți fac groapa cu căcat, ăștia care îți fac groapa, toți au probleme, toți mor, toți îți vai de capul lor, însă alții care le moare ciobanul vecinului, știi? Și ei au de toate, vor să-și facă și piscină peste tavan și ca să țină pescărie și ce vreau să zic? Și țăranul, dacă vrea un pic de căldură, pe ce? Stai pe sec aici la mine? Și țăranul ăla poate n-are nici bec acasă, o lanternă sau altul n-are de lucru. Bere. De la frigider, nu? Dacă vrei să mânci, bei. Și atunci și ei nu mai ies la prima iubire, țăranii ăștia. Nu mai pot nici ei, bă. Pocăiți o duc mai bine, că pocăiți e scutiți. Dacă pot munci. Uite, m-am dus odată să-l caut pe pastorul pocăiților din sat. Adică pocăiților din sat. O trupă. Două, avem două biserici de pocăiți. Și mai era unul care făcea cât o biserică, un martor al lui Jehova aici la spital. L-au dispărut, nu știu ce e. Ăla a fost singurul om care ne-a spart lemnul. Na. Nici baptiștii nu au vrut să vină nimeni. Atunci anul ăla a fost cel mai greu an. Venea iarna pe noi, nu vrea nimeni să ne ajute. Eu eram bolnav, tata era nenorocit. Și mi-a sunat un prieten și am spus și a zis mumă sa că asculta, nu, țăran niciodată. Zic că nu pot, zic că nu. Merge și sparge la biserică, dar nu poate să vină, bă, nici pe bani, mă, nici să-i dai 1000 de lei, mă, nu să vină. După aia, dar tu de ce nu mai vii la biserică? Să spălăm creierul. Dar bun, îmi dai seama, scavul biserici, nu vrut să vrea să fie om sau frate, nu? Angajat. Pentru că nu era pe moc. În schimb, o veni martorul, o spart, o făcut tot, noi am stat cu el, le-am clădit, și tata nici nu a vrut să-i dea bani. A zis, tată, păi plătesc. Ce nu plătesc? Dar cred că de supărare, știi? Cu biserica. Cu casa de rugăciune. Aia, casa albă. Și ca să-mi arate că martorul ăsta nu se supără nici dacă nu-i plătit, dacă nu-i dă nicio chiflă. Și atunci eu m-am dus, am avut mâncare în casă și am găsit un cârnat, cum erau de unde l-o fi cumpărat, o pâine, o jumătate de pâine, am dus și le-am dat la omul ăla. Când am venit în sat, nu-l suportam. Dar după aia nu. Și el s-a mulțumit, a muncit toată ziua, a tăiat lemne pentru o iarnă, cât ar avea un om. Mie mi-ar ajunge pentru 4 ieri lemnele alea. Și s-a mulțumit cu un cârnat. Nu, cum era mai mărișor. Și o bucată de pâine. Ăsta este martorul, adevăratul martor. Și adevăratul pacient. Mai sunt și alții. Dar nu mai e pe aici, nu știu unde e. Nu mai. Și acum vedem ce înseamnă, știi? Înainte îl tot vedeam că el era ungur și se ducea la, nu știu, la Sfântul Gheorghe sau nu știu unde se ducea el, la Rude sau unde se ducea zona lui și
Acum, când nu-l mai vedem plecând la ocazie să ducă sau umblând prin sat sau la muncă sau așa, acum înțelegem ce înseamnă. Știi? Pentru că m-am stat și m-am gândit, bă, unde a fost Iisus Hristos? Nu? Nu te duc? Sau? Bă, mulțumesc. Este chestii trăite, bă, trăite aici. Casa asta, satul ăsta. Spitalul ăsta. Păi spitalul ăsta era spitalul de leproși, mă, cum? În condiția în care prezbiterul de la biserica aia, Tasu, era ăla care lucra la spitalul ăsta. O trăit, o dat pâinea lui copiii lui și lui soră sa, de la Arad, de la spital. O trăit din pâinea spitalului. Ba chiar moșul mai lua câte o plantă, câte ceva, când erau lipsuri. Și le controla plasa. Mai mergeau cu bicicleta. Eu luam motocicletă în Minsk, sau cum se numește, din câștigurile, economiile de la munca la spital. Ei au lucrat tot programul la spital și avea și acasă un atelier de tăpărit. Și ceva grădinuță. Acum as flori. Dar acolo pot să spun că în casa aia era paradisul. Erau doi bătrâni și paradisul. Cum e acum aici. Ne gândesc icoanele astea. Fata asta necăjită. Mă duceam la bătrâni. Ce faceți? Mișc. Și-a făcut singur pat. Și-a făcut pat, era baptist, un baptist mare. Se mai Ionel. Ionel Ivan. Ăsta e din Totești. Dar trebuie să vă zic și de nana. Da. Și-a făcut patul și l-a făcut din capul lui. L-a proiectat. În anii, cine știe când, poate prin anii 60, prin anii 50, el s-a căsătorit poate prin anii 40, abar n-am. S-a botezat prin anii 40, a făcut armata 3 ani în Lupeni, în mină, la lucru. Era un om mai micuț. Și el era de la Clopotiva, nu era de aici. Și nevasta era de la Hătăgel. Cum o chema frate? Ionel și sora Neli. Nelica, Neli, ceva de genul ăsta. Cornelia. Zică de ei. Oameni buni. Dar el era mai bun ca ea. El chiar era un om bun. No, și ce vreau să zic? Te duceai acolo și te puneau la masă. Doi bătrânuți. Aveau 70 de ani. Uite cum tata, are 78 de ani și dă, ba compot, m-am face virșli, numai sărmăluțe în foi de viță m-am face. Și eu nu. Eu dacă văd foc, mi-e frică, ca la lup. Nu-mi place. Dar nu vreau nici să stau în fric, știi? Nu sunt ieronim. Aș vrea eu, uite-o vreodată. Dar nu s-a putut. Și ce vreau să zic? Dar nu asta era că te punea la masă. Deci, nu, în fine, în anii ăia trăia și mama mea, pentru că problema a fost că a murit mama. Băiatul lui s-a purtat ca o cizmă cu mine o săptămână și atunci am părăsit biserica lui. Nu m-a dat afară, dar l-am dat în morții măsii. Pentru că o săptămână întreagă, deci eu mergeam plâns la biserică
Și mi-a zis, iară mai plângi. M-a lăsat să plâng o zi. Și mi-a zis, că ce, că lui David, no, noi fiind mari evrei, mari hebrei, ne futem și în cur. Deci, că lui David, după ce i-a murit copilașul, o mai plâns? Are rost să plângi? Poți să mai faci ceva? La el totul era numai teologie. Nu cumva să o iau eu cu pomeni și cu parastase. Eu din astea, dublu. Și am văzut că omul ăsta chiar nu mă înțelege și se purta, mă rănea ca tata. Deci, dacă tata e securist și tata nu e securist. Și ăla e securist și ăla poate îi securist. Și securist amator, nu securist profesionist. Pentru că eu față de un securist profesionist nu am ce să reproces, nu e din domeniul meu, nu mă interesează. Trebuie să fie și așa ceva. Există, întotdeauna au fost pârcălabi, castelani, fiecare cu ce talentul dat Dumnezeu, dar nu-i treaba mea. Dar tu, ca presbiter și om în biserică, creștin, n-ai ce să, tu să te apuci tu, să judeci oamenii, să zici că sunt niște proști, că de ce plânge pentru măsta. Nu, și pe aia au zis că maica ta te-a iubit prea mult. Nu m-am vorbit de rău. Atunci, efectiv, m-am scârbit. Și m-am refugiat în bătrânii mei altfel de pocăiți, nu născuți în 50. Am mai mers un timp la bătrânii ăștia, dar după aceea m-a luat garda, m-a luat țiganul, știi? Polițistul țigan m-a săltat. Și asta a fost. Și nu l-am mai văzut pe bătrân. Bătrânul Ionel a murit, cred că, prin 2015-2016. A scris noră sau soacră, a scris că ne vom întâlni la cele țări. Când mai dădea mesaje. Că după aia, când a văzut că cum e cu ISIS și cu Mossad și cu Hezbollah și s-au zis că vai că nu, să nu mai dăm mesaje creștine pe internet, că ne putem pierde copiii, vai cum, să nu mai postăm nimic. Vedeți la familia asta. Niște proști încuriați, mai mic acolo. M-au citit decât o bucată, nici patru. Nu, dar bătrânul voia zicea de patul lui. Măi, și-a făcut loc. Nu pot să spui că ar fi ceva. Și-a făcut un loc pentru Biblie. Acolo să știe că acolo e Biblia. Deci era ca un fel de paralelepiped vid. Nu, cum să zic. Un loc, un gol. În tucatura patului. Și acolo își ținea moșul Biblia. Ei dormeau în paturi alăturate, între ei era o masă. Și nu, ăștia mi-au fost prieteni buni, că eu pocăit, ei pocăit. Și ei aveau doi nepoți, pe Boz și pe Tob. Tob nu mă suferea. L-am chemat odată, că a venit aici la o evangelizare, Tob, și i-am zis, hai mă, Tob, mă, să vezi unde stau și eu, numai să știi că poate vreodată. Zic, no, bine, bine, am venit până pe jos, până aici, că Tob e cu mașinile, cu pianuri electrice, calculatoare, programe, Star Trek. Uita la casă,
Da, casa cu cetări. Aici tata pusese niște dovleci și într-adevăr era, aveam o cetârnă. Să duc apa afară, că nu-i șans. Și asta a fost. Iar prietenului meu, Emo, îi plăcea de Boz. Și eu eram prieten cu Boz, ca să zic așa. Dar eu am zis, bă, Bozule, trebuie să fii, ca eu am botezătorul, nu? Avocat. Avocatul lui Dumnezeu. Și eu aveam acces în casa bătrânilor. Aveam acces în multe case, eu. Dar aveam acces în casa bătrânilor, acolo la Totești. Deși eu atunci eram mai temător, era mai sperios, era mai tânăr, așa, știi? Un leu mai tânăr. Acum nu mai am nici dinți. Și le mai ziceam că prietenul meu, Emo, pe aburcă, nu știu ce. Și zicea, ziceau amândoi, dar zicea mai mult el, Ionel, zicea, Emo, Emo, Emo. Dar el zicea, Emo. Dar vezi, lumea nu permite homosexualitatea, domnule, așa că nu ai ce să faci. Boz o luat-o pe Rut. Ai, ce-am văzut. Și nici n-am uitat pe acum morții. No, și după ce a murit moșul, că așa-i ziceau, moșul, a rămas moașa. Și venea numai securitatea la ea, adică securiste, că și femeile cu sindicatele lor. No, să vadă ce mai face, să mai, dacă e bine, dacă nu mai vine lucrul. Și no, odată zic eu, bă, hai mă, să mă duc până la biserica, că nu mai eram la pocăiți. Hai să mă duc până la biserica. Asta murise, nu? Am auzut pe internet. Pe mine mă blocau, nu? Ce prietenie și pula, nu? Deși te-au botezat, știi? No, dar vreau să zic că, zic, hai să mă duc la biserică, mă, la ăsta, la noi, la ortodoxi. În sat. Nu e aici. Bă, dar dacă o fi la comună, știi? Unde a fost mănăstirea greco-catolică. Da, hai să mă duc până acolo. O, ia-o așa. Cât am făcut eu drumul ăla la casa de rugăciune, că când s-a făcut cam din 2006 cel puțin, poate și în 2005, dar când s-a făcut Quo Vadis, eu trebuia să fiu membru fondator, pentru că și eu eram cel puțin eram prezent. Și au zis, nu, tu nu, tu nu, tu să te duci la Quo Vadis, că e nevoie de membri acolo și tu să stai acolo cu tatăl tău și cu mama ta. Și nu spus nicică. Când ei aveau un fel de calendar așa, știi, cam la 3 săptămâni sau nu știu cum, știi, făcea un programator și punea datele de naștere, nu o să ne cunoaște, suntem frați evanghelici. Ziua mea nu exista de naștere. După aceea au fost niște chestii și mai creepy. Și chiar i-am spus, știi? I-am spus, știi,
Eu am diagnostic schizofrenie. Și nu știu dacă am spus chiar schizofrenie paranoidă. Dar tu crezi că asta e ceva neapărat rău? Că nu pot să fiu creștin? Că... am spus acolo, în clădirea lor, la Daconi, în sala de pizza. Dar numai noi doi. Că nu pot să fiu om? Nu. Deloc. Nu e nicio problemă. Știi, unii oameni sunt foarte îndrăgostiți de o statuie de lut ars. Dacă ai citi această carte, poate ai înțelege. Iar alți oameni sunt foarte îndrăgostiți de Big Ranch Sky Mars. Jupiter. No, bun. Și mă duc eu la biserică și nici acolo nu era popa, vă. Dar chiar azi l-am văzut pe popa. Păi încă azi. No, și zic, ia să mă duc eu mă până ăștia la Ivanci, mă. La Ivanca. Ivanca. M-a murit și ea. Bă, și mă duc acolo. Zice, tu de ce nu mai vii la noi la biserică? Nu mai cauți pe Domnul, nu mai nu știu ce. Ea era cu securista, știi? Adică, da, lăsați că eu stau cu tata, cu mai bine. Dar zice, zic eu, Domnul, dar să stați singur aici acasă, bătrână? Păi stau. Și nu vă ajută nimeni. Păi nu, că vine băiatul, vine la biserică, duminica. Vine băiatul, duminica la biserică. Mergem la biserică. Zic eu, păi doamnă, nu te ajută, nu vine să stea cu tine, nu te ia acasă la el, că ești bătrână, ce faci aici? Sâmbură. Norozăști. Păi nu, că el nu poate, că e la condiții. El nu poate să mă ia acolo la el. Și nu poate să vină aici, să stea aici. La condiții. Auzi, mă, jenică. Am venit pe jos. Afară e frig. M-a ținut și jenică de vorbă. Am zis, ce ai mers? Citi jenică. Nimic. Cum nimic? Păi așa, eu n-am nevoie să citesc, eu sunt mântuit din naștere. No, și... ce să zici mai mult? Dacă ei să descriu ca un scriitor, nu? Stand-up. Ce s-a întâmplat acolo? A fost o familie decentă care s-a declasat. În ce fel? Adică, în primul și în primul rând, că moșul și Nelica, ea avea un fel de a mai da pontul prin biserică, știi? Nu te du la fata aia că aia are epilepsie, nu te du la aia că așa. După aia au mușcat-o și ea, știi, că nu a mai căutat-o nimeni. M-am dus, am mai fost și după aia la ea acasă. Securista nu era la ora aia. Stătea pe pat, în patul ei, patul lui moșul era gol, nu era nimeni în casă.
și făcea aaa. Și a zis, ce faci, soră, unde-i copilul? Păi nu, că nu vine. Și după aia odată am mai avut eu nevoie romantică, dar ne întoarcem noi după aia la ei doi. Și stăteam la ocazie și era soare, era vară, era iulie, bine, stăteam poezie și... Zic, bă, nu mă ia nimeni, eu sunt cu medicamente în cap, pot să pic pe aici, nu m-am mai mișcat, nu mai am exercițiu, vai de capul meu. Hai să mă duc la casa de rugăciune, morții mărții, ca să mă duc cu ăla, la Africa. Ori cu Ivan, ori cu Tar, poate mai degrabă cu fratele Scorobete, pastor. Ăla e un bun. L-au zis că eu sunt un viet. Când mi-a apărut cartea la Minerva, dar de fapt mă considera încă de la cartea aia, 2004, care a apărut la Deva. Dar mi-a apărut și în ziarul Călăuza noastră, poezie națională. Mi-a rupt gura lui Putin atunci. În 2004, frate. La Convenția Democratică, când a vorbit Obama, era un tip în adunare, în spate, în conciliu, care semăna cu Cioran. Ăla eram eu. Când a făcut pentru alegeri. Era senator atunci, Obama. Nu era pentru președinte. Dar ce știam eu atunci? No, bun. Și femeia zice că cât am înțeles eu că nu o iau acasă, că nu stau cu ea și că vin cât se poate. Nu știu cât s-a putut. Cred că se putea să vină duminica. Trebuia să presteze la biserică, să facă frumos la biserică. Trebuia să... Acum vă rog să mă scuzați. Da? Trebuia să dea sticla de lapte, dar nu știu de unde făcea rost de ea. Trebuia să dea ea sticla de lapte, nu să primească. Nu se mai cultivau pociumbi la Pătul, unde am fost eu cu moșu, de am mișcat un pic. Nu mare lucru. Ci florile ei. Și bătrâna era cam... Nu era bolnavă, cu căiții nu sunt bolnăvesc. Dacă spui că aici. Dar era cam mine așa. Părăsita. Singură. Tu îți dai seama ce înseamnă pentru o femeie. Da, păi pentru mine, pentru tine, pentru tata, pentru cine o fi. Să vină noaptea, să n-aibă nici de lumină, stai pe întuneric singur. Poate să întâmple orice. Prin ce biserica ortodoxă cu statin. Să nu știe nimeni. Să îl simți pe Ionel că vine la fereastră. Se spune Nelicu. Dar Ionel nu-i George. Deci astea sunt niște chestii foarte urâte. Și am auzit lucruri și mai urâte. După aceea că am fost în 2021
Iar m-am dus în comuna aia la un om care e viu, dar din păcate și tot pocăit, dar i-a murit mama, i-a murit tatăl și el mi-a spus niște lucruri de m-am crucit. Ce se poate întâmpla în România? Deci, știi chestia cu trocuța, nu? Snoava românească, nu o să vezi cum e varianta de acum. Nu mai e chestia aia, știți că haideți la noi în față, în locul cel bun, nu vă duceți acolo în spate la bătrâni. Oh, o îmbătrânit tata, mama, da, cred că tata era. Asta nu știu cine a făcut chestia asta și cine, poate mai mulți, poate, nu știu, este un om, da, mi-a spus fratele, care, fratele seamănă cu ăla, cu Echim. Om serios. Și zice, nu e foarte bun aici. Și zice, bă, nu așa vorbește el. Așa, să zice, că el, faza era că nu, el e țăran. Și v-am spus, bă, dacă țăranul face ce, el poate să facă orice, să face la țară și face ce îi place. Fiecare în serialul. Și avea 10 porci. De ce avea 10 porci? Avea 10 porci pentru că fetele erau măritate, cu copii, probleme. Și atunci nu trebuie să țină. Și era căutare, era frig, era nenorocire, toată lumea era terminată. Alții căutau ulei de motor. El măcar avea 10 porci. Și porci erau chiar ok. Că îi ținea acolo. Parcă erau niște școlari. Da, bun. Mă duc eu acolo. Îl strig. Mă primește. Frate cu mine, de biserică. Dinaintea mea. El e și el prezbite. Și am spus, nu, că eu cu tata și domnul, frate, cu tata, ce să mai vin eu la biserică? Crede-mă că eu chiar că îs cu Maria, nu îmi place. Bun, zice, dacă n-ar fi problema asta, nu că n-aș veni. Și, cum i-am zis atunci, nu că n-aș veni, aș veni. Și atunci am vrut să vin. Dar e de vreo chestie de COVID. Și frică. E COVID, mai dai. Te mai ține și genică de vorbă? Știi? Aia ce faci? De-aia stau în casă și cu tinnitus, cu ce fac și ce pot. Și el mi-a zis, bă, mi-a zis pale lui, știi? A zis că i-a murit tatăl, Dumnezeu odinească, și că tatăl a murit nepocăit. Acum nu, pentru un pocăit. Zice, un pocăit sincer. Eu, și care e și un om mai simplu. Eu, cumva, poate o dramă, știi? Că tatăl tău să nu vrea să te pocăiască, mai ales și dacă tatăl e și mai simplu, știi? Dar, de fapt, dacă stai să te gândești în conflictul între Willy și Tasu, din Dragostea învinge totul, sau între Mati și Willy, sau între Mati și Willy și Tasu, sunt familie. Și mama lor, oriunde ar fi fost, tot familie, e adevărat. Sunt poate o familie îndepărtată, dar sunt același trup. Dar ce îmi zice omul ăsta? Zice, omulean, zice, el era cumva și necăjit, nu, miroseau porcii acolo. Eu am zis, frate, eu nu te spun, asta e ceva extraordinar, ce faci, dumneata, e foarte bine, că e nevoie să se facă oamenii pâine, e nevoie oamenii să țină porci, gândește-te și dumneata, copiii trebuie să mănânce,
sandwich-ul la școală, cu șnițel, cu margarină, cu pâine, să mânce șorici, ureche, nu te gândi tu la din asta. Asta e foarte bine, asta e nota 10, nu, asta să fie problemă. Dar îmi zice, că tatăl lui a fost contra pocăinței, deși probabil că nu a fi băut, probabil a fost ortodox, nu? Și nu, pentru oamenii ăștia care iau pocăința cu sinceritate, că Iosif Țon și vai, că uite că în Biblie scrie așa și așa, nu să ne închinăm la Maria și să ne facem, să ne ducem la Nicula. Și... zice că, dar zice, dar eu l-am înțeles și l-am ajutat, și numai că nu am putut să-l ajut mai mult, cu pocăință, cu... Da, eu, părerea mea, a spus sincer, adică ție, nu cred că tatăl, fratele, ar fi fost un damnat. El e adevărat, nu a venit la biserică, cred că, nu l-am văzut. Nu. Murise și mama. Mama lui era o femeie foarte de treabă, puțin mai grăsuță, mai plinuță, așa. Femeie de asta care muncește, care... Așa tot, să... Știi cum e la sat, ori ești ori sănătos, ori mai muribund, așa. Sunt unii care mor la 7 ani. Avem un copil mare, nu știu dacă mare, bă. Uite, ieri, azi, nu, 12:09 AM, am fost în cimitir și n-am mai văzut bradul. Sau, nu mai e bradul. Și-a murit de vreo 2 ani. Știi cum te gândești? Eu când a murit mama, m-am gândit să nu se mai simte nimic, să nu mai se construiască nimic în față, să nu mai apară niciun cântec nou, să nu mai fie nimic, să nu mai fie nimic nou, să oprească totul, ca în Maria Mirabela. Să oprească și ochiul popului. Dar nu e așa, nu. Totul se schimbă. Heraclit și Empedocle, sau cum e. Friedrich Nietzsche, nu? No, și ce mi-a zis? Dar mai zis chestia asta. Bă, un om a bătrânit. Și i-a fi venit copilul, nu știu, i-a fi venit cu Maserati, poate. Și a zis, bă, tată, hai că tu nu... Deci, bătrân, mă, te caci pe tine, te beșești aici, la masă. Zic eu, știi, ca să înțelegem cumva realitatea. Sau ești prea bătrân, ești urât, nu te mai poți rade, să fii frumos, să fii gras ca Daniel. Și frumos. Ești chel, ești urât, ai vitiligo. Numai că nu i-a spus că are burtă. Și o făcut, dar asta la țară sunt coci, nu? Eu nu cred că la Cotroceni sunt cocini. Eu am trecut pe strada Cotrocenului. Chiar am văzut chiar poarta acolo în cal. No, și care a fost teaba? Moșul ăla, Tasu, a fost țăran, s-a crescut copilul, băiat, ce-o fi avut și el. Și avea cocini, nu? Să porci, ca să îi dea la copil, cum am zis, să dea ureche. Hai, hai copilul, hai mami, hai tati, mâncă să vezi ce bună ureche de purceluș. Hai, mănâncă. Hai că îți dau și un deget de vinaș. Uite, mâncă, vezi ce bună e slănină, hai să vezi că mâncăm pomana porcului. Hai mă, ține și tu porcul de piciorul, hai mă. Și atunci a zis, o gândit, o chitit-o asta, copilul, chitit-o, că știi cum e, dacă bătrânul are 70-80 de ani și copilul are vreo 50. Și eu am amenajat acolo,
au amenajat cocina și și-a băgat tatăl în cocină. No, eu nu știu cum e cu mântuirea. Dar îmi bag pula în biserică. Eu cred dragostea învinge totul, numărul 2 și numărul 1. Mai mult ficțiune, folclor, soap opera, treabă. Deși există talent și adevăr în multe lucruri. Și know-how-uri și chestii. Deci înțelegi? Eu cred că COVID-ul ne-a dat Dumnezeu ca dar ceresc. Nu vă mai duceți la biserică să-și bată joc de voi, să vă înmormânteze de vii în cocinile voastre, copiii voștri, pe care i-ați crescut în cocinile alea, care le-ați zidit cu mâinile voastre, tinere, care vor rămas oasele. La cine am ajuns? Da. În totești alți moți nu știu. O mai fost, mai salutam oameni, dar n-am avut prieteni. După aia stăteau pe bănci. Erau unii mai buni, unii mai răi. Deci nu-ți venea să-i vezi. Ce rușine era să fii pocăit în vremea aia. Bun. Și acum, și știi care a fost singura schimbare? Că oamenii, după anii 2000, ortodoxii, tot mai mulți, au început să citească Biblia teoctistă. Care a fost Biblia care am citit eu când eram copil. Și eu apăr și pe internet, au început să citească Biblia și au văzut, da, mă uită, pocăiți au dreptate. Jubileu. Al șaptelea an, al șaptea zi, al șaptea nu știu care, al șaptea nu știu care, dacă vrei să ții duminica, sâmbăta, vinerea, marțea, ce vrei tu să ții, poți să ții, dacă vrei nu ții, nu interesează pe Dumnezeu asta, e bine și baptist, e bine și ortodox, e greșit și ortodox, e greșit și baptist, totul e egal. Nu, no, dar uite, ajungem aici la Nana Ana. Nana Ana a fost o femeie care stătea înainte de fratele, de nenea Bogin. Ea era o... Și aici ne oprim. La ea și la Fisul, că a murit și Fisul, sărat. Fisul era prieten bun cu Țuțea. Nana Ana era venită de la un ciuc. Din căsătorie la ei. Și-a avut un băiat care a fost geniu. Deci, eu, dacă sunt geniu, sunt geniu naiv. Înțelegi? Și maică mea era o naivă. Noi nu putem trăi. Noi nu putem supraviețui. Noi avem nevoie de un money maker. Sau dacă nu de un money maker, de un money keeper. Că dacă nu, ne mănâncă câine. Asta a spus mama în camera asta. Dar tipul ăla avea cap. Știi? Și ea nu avea numai cap, avea și scârcă. Avea de toate. Era prieten bun cu ăsta, cu Valoare. Prieten, mă. Venea Marius. Zicea, hai că... După ce te las pe tine aici, m-a dus de multe ori, mă ducea acasă, că nu puteam să vin, când eram terminat, când eram mai de capul meu, că eu umblam creanga la niște oameni care nu le păsa de mine, care ziceau că stai că tu e rău, mai că tu e prost. Și zicea, hai să mă duc la ăsta, la cum îl chema frate? Torelu Droni. Nu. Dar nu se băga la el. Să vadă casa, să treacă. Poate aveau ei telefoane. Dar nu
să se întâlnească, să vadă așa, că ei au fost colegi de la facultate, știi? La Timișoara, nu, și ce vreau să spun? Dar noi am cunoscut familia asta când am venit, în 2004-2005, când mergeam la Nana Ana să cumpărăm lapte. Când Nana Ana avea vacă. Și avea vacă, avea o pisică și ea zicea, Doamnă, ce mai faci, Doamnă? El, ce, să vedeți ce lapte bună să vă dau, Doamnă? Eu sunt de la un ciuc, uite aici m-am măritat și... Copilul meu, iată, Dorel, cunoașteți, da? Doamnă, Doamnă! Era o bătânică. Trăia greu, muncea. O bătânică care muncea și în condiții grele, frate, nu? Și, și pisica aia muncea. Nu o ducea. Să nu credeți voi acum că e mai rău de noi ca acum 20 de ani. Vai așa, mă. Nu vă închipuiți. Deveniți tot mai americani, mă, și nici nu știți. Dar ca ce american deveniți? Asta e problema. Știi? Și eu am ajuns să rămân pâinea pe jos, că n-am dinți. Mare păcat să calci pâinea în picioare, tu știi asta, asta e o poveste din frații Grimm, dar nu știu dacă o știi tu. Asta, ce s-a întâmplat fetei care a călcat pâinea în picioare? I-a dat mama, du-te și tu la soră ta, săracă sau nu știu la cine, și du-i pâinea asta mare care am făcut-o, să aibă și ea ceva de mâncare, să vină cu medicul. Povestirea. Cred. Și fata merge prin burg sau prin ce merge? Și ajunge și dă de un băltoi, de un noroi și ea avea cizmulițe, dantelărițe, cosițe, fustițe și din astea. Și cum să calci ea în noroi? Și o băga pâinea, a pus pâinea acolo pe troi, așa și-a călcat și mai departe și nu s-a mai dus cu pâinea. La... Nu i-a mai dus pâinea. Cum se ducă pâinea cu noroi? Și atunci... Ea a fost fata care a călcat pâinea în picioare și apoi a avut necazul. Până a învățat, dacă îmi amintesc bine sau cred că îmi amintesc bine, ce se întâmplă dacă calci pâinea în picioare. Și eu m-am dus la biserica mea. Biserica mea, de fapt, adevărată, este biserica greco-catolică de lângă domnul Igna, de lângă domnul Toma. Și mă duceam acolo de prin 2017 sau 16. Băi, s-a apucat preotul, trimitea pe sextonul lui să-mi dea o pâine. Mă. Așa mă supăram, că mă, ce crezi, că nu am o bucată de pâine să mănânc cu taică? Dar după am înțeles că asta e pâine sacră, pâine sfântă. De fapt, e... un fel de prescură, știi, pâine sfânt. Chiar dacă n-are ștampilă din aia, ca la ortodox. Și nu m-am supărat, dar mi-era greu să umblu cu pâinea. Și nu m-am mai dus. Dar nu de aia nu m-am mai dus, ca să zic așa. Nu m-am mai dus că s-au apucat securiștii să tușească și la greu. Când am văzut asta, am zis, nu. No. Paia mi-a fost prea greu, a venit COVID-ul, dar mi-e dor. Dacă îi ceva ce mi-e dor în hații gola nenorocit, de cele două tablouri de la Greco și de tabloul de la Roman. De biserica lui Mihăiescu. De școala lui mamă. Cam atât. Restul nu știu. Restul este pulbere, parfum, plumb și neant. Dar bun. Și cum îl ziceam, nu era așa ușor nici pentru să fii pisică în vremea aia, chiar dacă erai cu vaca.
pentru că laptele trebuia vândut. Mai cădea pe jos, pisica mai prindea ceva, era o pisică galbenă, dacă nu puteți. Și nu era o pisică cum însă acum pisicile care sunt la relax, sunt relaxate și vorbești cu el. No. Era mai janghinos, nu mult janghinos, dar cum? Nu se compara cu astele noastre sau cu ăia, pisicile taur, care vin și îți bat pisicii tăi. Iar cât despre Dorel, el e ultimul, câteva cuvinte despre Dorel. Păi el, eu nu l-am cunoscut, în primul și în primul rând că el a terminat, iar Dorel e mai deștept, bine, e mort acum, a avut patima alcoolului. El e mai deștept și ca tine, Dorel, era mai deștept. Era făcut, era inginer la mașini, dar deși eu trecut, au făcut studiile și toate astea, nu au primit post, trebuia să primească aici, la barajele astea. Și cu diploma de inginer, ca să vezi România. Au zis, boss, nu știu cum i-au fi zis ei, nu cred că nu vreau să-l angajeze. De cap. Zis, uite, dacă te angajezi muncitor, 7 ani, ți-o dăm pe Ahela. Cred că așa i-a fi zis. Acum nu putem. Acum e prea mare mânăria. Atunci tipul a zis, bine, boss, dați-mi-o pe Ahela. Și-o muncit aici, la barajul ăsta, unde eu am muncit și eu, și era muncitor. Nu știu ce să fac, ce făcea, ce dregea, ce... cu sapa, cu cazmaua, cu lopata, habar n-am ce muncea el. Dar era, sau poate muncea la bobine, dar nu știu ce muncea. Deci nu era boss, pentru că el trebuia să aibă meserie de boss. După 7 ani, zice, no, gata, uite, s-a făcut un loc, a murit, nu știu care, a plecat la Vidraru, l-am pus acolo pe piatră, pe scânteie, nu? Și zice, gata, te băgăm inginer, boss mare, la, cum se numește, deci avem hidroelectrica, unde era Bistrian de la Baia Mare, hidroconstruct, unde nu știu cine e, și Mititelu-i de la hidroconstruct, dacă nu greșesc, domnul, fratele. Om foarte bun și mamă, soția. Adică ea nu, dar el. Adică el cel puțin știe despre cum se construiesc barajele astea. Au zis că niciodată nu se va rupe barajul de sus de pe munte, da? Și eu am zis multe. În condițiile unui cutremur sau în condițiile unui tornade retezat sau taifun sau tsunami sau nu știu ce, unei viituri foarte, foarte puternice, unui potop, se poate rupe. Să fie aici Oceanul Atlantic. Eu zic creativ. Dar deci avem hidroelectrica, hidroconstruct și hidroserv. Nu. Ăsta, domnul Dorel cu dron, el nu era pocăit, era de la hidroserv. Și problema care a fost? Nu știu, mă, ce au ăștia, mă. Înțelegi? Sunt oameni care... Toți avem traume. Eu am traume, tu au traume. Dar... căutăm să ni le rezolvăm. Dai cu capul, mă. Și ăia care dau cu capul de perete, la închisoare, să bat cu ei în cap. Dar caut o rezolvare, până la, dai cu capul o zi, două, până la urmă te gândești, acum stai să fac altceva, să văd ce pot să fac, să-mi rezolv traumele mele, să mă liniștesc.
să-l liniștesc și pe aproapele meu, nu? Uite, Iisus Hristos îi punea mâna în cap la epileptic și îi scotea pe dracu. Ca Dostoievski. Nu. Eu am citit Dostoievski. Am citit ca pe Biblie. Pe Huck Finn. Ca pe Upanishade. Nu. Ce să zic? Am citit. Am citit pe Dante. Ca pe evenimentul zilei. Pe Hegel, ca pe Noul Testament. După aia m-am relaxat. După aia am zis, acum vreau să scriu, pentru că dacă citești, vrei să și scrii, nu? Ca și Calistrato Gaș, nu s-a dus degeaba pe munte cu pisicuța și cu ăla, cu pamponul în cap. Și ce vreau să zic? Și după aia știi cum e, nu e chestia de carieră. Cu scrisul, Emi, să nu-ți închipui că scriitorii sunt aia care scot cartea la an. Asta e, luați, puca. Biblia a fost scrisă la un an, Geneza la un an, Exodul la un an. Ești nebun. Biblia a fost scrisă în 66 de ani, 34 de ani a fost scrisă acest text. Tu o să-l distrugi în 3 zile. Vezi că suntem de nebuni. Deci, eu îți recomand, dragul meu, Emi, și tata mi-a recomandat, dar mie nu-mi plac dulcegăriile, de niciun fel. Mie îmi plac sărăturile. Citește-l pe Matei Caragiale, se scrie Matei. A publicat o carte de poezii, Pagere, este un fiu natural al lui, natural, biologic și adevărat, în căsătorie, al lui Ile Caragiale. Și eu cred că Mateu Caragiale este mai valoros ca Tasu. Tasu era un om de treabă, dar cam prost. Cam cu o minte, cam... care se gândea numai așa la niște aspecte crunte ale vieții. Că nevasta care înșală, bărbatul care e idiot și trebuie. Sau invers. Bărbatul care înșală și nevasta care e idiot. Dar Mateiu i-a luat vreo 16 ani să scrie numai o singură carte. Care... e atât, cât e Fantin, e mizerabil, în volum din 5. După aia au mai scris nu știu cât timp la o povestire, Remember. Cartea e Craie de Curte Veche, povestirea Remember. Dar ăsta, eu cred că Mateu Caragiale este cel mai valoros scriitor al literaturii române din totdeauna. Împreună cu Duilu Zanfirescu. Duilu Zanfirescu este Biblia Pământului. Iar Mateu Caragiale este o carte românească. Adevărata carte românească. Nu mai poți să rescrii, nu mai. Cât a muncit omul ăla acolo, cât a trăit, ce a făcut. Deci nu poți, poate nu ești de acord cu el, știi? Deci acum este după ora 12, putem să vorbim și mai pe șleau. Craii sunt trei autosportul și aramici, dar nu așa chici ca lui ea. Trei tipi care au vârsta tinerețe și merg la futut. La futut, la băut. Narghilele, prin București, Pena Corcodușa. Știi că au scris și eu un barbu cu trebuie. Și mai un tip, nu știu cum îl chema, am uitat, un individ
care cred că îl simbolizează chiar pe Tasu al lui Mateiu. Nu știu, un homosexual tâmpit, bai de capul lui. Și după aia trece o vreme, cartea ajunge la sfârșit. Dar nu se întâmplă mare lucru, îi umblă noaptea prin București. Așa. Să te-a venit un prag de dimineață și zic, gata, s-a terminat. M-am zis eu la Cluj, nu? De pancă. S-a terminat cu Crai. Se face dimineață. Se despart. Fantazii. Cum mai fi chemă? Fantazii erau un timp mai decent. Sau fantazii, sau fantazii. O lume mai otomană, așa, dar nu islamică, ci de dajdie. Nu, deci de lumea viciului, știi? La nivel înalt. Și atunci vedem câtă nevoie îi de Biblie, de treburile astea. Și eu, pe mine, nu mă interesează de Craii de Curtea Veche, nu mă interesează de Remember. Acolo e cu un tip din Europa, nu știu, Germania, un ciudat, știu, un sonat. Pagere mi-ar plăcea să citesc, am încercat odată, dar știu, eu când vreau să iau o carte, de obicei să citesc, tata vrea să citească neapărat atunci. Deci din 2000 de cărți iau una și nu-i trebuie la 2000, trebuie cu ce am luat eu. Dacă luam alta, trebuia pe aia. Asta este situația. You can't have them all, nu? Și ce-o mai scris tipul? Remember, Craii de Curtea Veche, Pajere, era pasionat de heraldică, de arbori genealogici, și-a făcut blazon, s-a căsătorit cu o nobiliță, avea o moșie și umbla în costume vechi, dar luxoase și mai deteriorat. Da. Dar știi cum e, mă? Mie nu-mi place literatura de... Cum se numește? Nu-mi place. Dacă... Bine. Dacă era... Sapfo de Curtea Veche. Aia mi-ar făcut. Cum sincer. Dar așa... Dar mi s-a părut interesant. Eu am citit cartea în liceu, că am avut un program. Știu. Remember, n-am citit. Pagele n-am apucat și nu mai știu mai ce așa. Nu mai știu. Dar știu că la... La Crai ăia au scris 16 ani, dacă nu vreo 26 de ani au scris la cartea aia. Nici Bacovia nu a făcut așa ceva. Și efectiv au scris, nu știu, nu că au scris un rând, au modificat, o... Deci cel mai valoros prozator și creator al nostru, nu? Dacă luăm așa, hai să zicem creator. Român, fiul lui Caragiale. Și Caragiale a mai avut un fiu care a fost poet, dar care a murit tânăr și care a publicat o singură carte. Ăla era băiat de treabă. Eu știu din Călinescu. De ăla. Vezi? Într-o badoacă de bere ce-a putut să iasă. Vin. Gambrină, da. No, și ce să zic? Dar nu era rău Caragiale. De la tatăl.
ce vreau eu să spun? Că Dorel, nu știu dacă când a fost muncitor sau poate dinainte. Cred că dinainte, pentru că când a stat Iulian cu noi, Iulian i-a zis lui tata, tata tot zicea, bă, stai acasă, că avem de muncă. Și îți iau eu bere, țuică, ce-ți trebuie și bei aici. Păi nu, că trebuie să mă duc la birt. Trebuie să mă duc la cârciumă. El era ca Van Gogh, Iulian. Ca Gavroș. No, și s-a dus la cârciumă și era acolo Dorel, singur. Și restul erau șmecheri. Râdeau de mine când treceam pe stradă. Trece nebun. Trece nebunul mort. Adică nu, mă iertat. Și l-a luat, pentru că și Iulian nu era băiat prost. Nu era băiat prost. L-a luat Dorel la vorbi, știi? Să țină discuții filozofice la o sticlă de bere sau ce mai. Probabil că și dădea de băut, că Dorel avea bani, că în primul rând și ca muncitor. Dacă muncești, ai. Mama mea mi-a spus că Iulian săracul nu prea rezistat. Asta l-a luat la discuții filozofice, mă. Treburi din alea, știi? Ce faci, Marius? Joc-sa. Înțelegi? Deci e problematic. Și no, după aia nu a mai fost muncitor, după aia a fost la Hidroserv, la Hidroserv, adică la aia cu mașinile, aia care s-a chiar acolo, în clădirea aia unde a fost ceva cooperativă, combinat, mai ții tu minte, nu? Și era boss mare, era inginer, avea salariu. Da, odată în băutură, și cred că a început să meargă și prin cartier, cred la Țigânci, că tot am văzut eu ieri cartea asta acolo, al lui Mircea Eliade. Și o băut, mă, o băut, el știa că moare, că bea până moare, da? Eu nu pot să înțeleg care este problema. Pentru că cu mine nu este așa. Deci și eu am avut probleme, poate mai mari ca el, dar nu m-am lăsat. M-am luptat cu ajutorul lui Dumnezeu să le înving. Și dacă nu le înving, iar mă lupt să le înving. Până mor. Sau până mă omoară careva. Îmi dă cu Biblia în cap. Dar nu mă las. Dar ei nu știu ce treabă, bă, adică ăsta, nu? Bagi berea în vein, așa. Ajungea că odată stăteam la ocazie, nu, ca toți sărăcani, tot timpul. Și el stătea la ocazie. Probabil avea bani, probabil n-avea, nu știu, și-a venit mașina oamenilor care ducea pe ăștia, în alt prelații, îi ducea pe acasă, pe sate sau la lucru sau ceva și-a luat și l-a rugat pe șofer. Mă rog, pune la bocă. A închis ușa. Ca la colectiv. Să
dați vă cumva să le iei joburile, știi? În curând o să și le bage în cur. Și știi de ce? Pentru că deja a început ce am scris eu și ce a scris Berdiaev 100 de ani, 80 de ani înaintea mea, în nou ev mediu. Copiștii, mănăstiri, țărani în bărbe. Țăranul nu are timp de cititul ei de să citească pe Felix Ader ca contribuții critice. E nebun? Să stea la veioză, la lampă, la ce, la lumânare, la ce? Să îi plătească lui ăla kilovatul că dă manivela, face laba la manivelă? Nu. Oamenii nu o să mai citească, nu o să mai învețe, nu o să muncească. Și dacă vrei să muncești, este o singură regulă. Trebuie să te culci noaptea, dacă ești normal, te culci la 9, la 10, la 7. Chiar. Și eu m-am culcat la 7 și am fost foarte bine. 7, 7 jumate. Stingi tot, nici veioză, nici candelă, nimic. Dumnezeu în suflet. Și la sanap, ieși afară din casă, îmbrăcat, pregătit, hotărât, cu badoaca de ceai pusă de soție, te duci la arat. Cu ce poți? Cu mâinile, cu ghearele, cu unghiile. Nu, nu m-am murit. Ce roză. M-am întâlnit cu el, aici, pe stradă, aici, la noi. Lângă casă, nu? Înainte să mă arăt, vreo 3 săptămâni sau 2. Și am spus, chiar, uite, asta o să spun. Și am mai spus. Două lucruri. Am spus, domn Dorel. Dar cred că avea ciroză. Ce? Nu mai vezi că... Bine, sănătate, gândiți-vă și dumneavoastră, sănătatea dumneavoastră. Eu nu zic nimic. Că nici nu era un om din asta, știi, să te jignească, să zic că vai că el e beat și tu ești un prost. Nu. Numai că bea. Dar bea mult, mă, tot timpul. Fiecare zi. Uite, spunea Marius că în fiecare zi era beat și că era beat dimineața la serviciu, seara, noaptea în cartier, nu m-a beat. Mama s-a murise și a rămas singur. Murise nana, știa aia care zicea mama, doamnă. Și poți să înțelegi așa ceva, știi? Că și eu am avut, eu m-am îmbătat cu Maria. Și în continuare mă îmbăt cu Maria. Contează și cu ce te înveți, nu? Ca să zicem așa mai la creierul 74. Dar ce vreau să zic, dragul meu? Îi zic la tipul ăsta și asta să fie morala acestui sextonist în satul nostru Patricio. Nu, mai e Zeno, Zeche, Zec, cum o cine o fi, nu mai știu cum o chemat ăla cu ferma, o, ca lumea, ăla a murit de cancer, că a zis că, bă, eu nu mă las de țigări, nu tata. Că tata mergea să cumpere brânză și de asta. Și el avea cancer la gât și fuma. Domnule, dacă, poate dacă v-ați lăsat de țigări, poate v-ați lăsat, nu fi zis, nu mă las de fumat, nu mă las de fumat. O fumat, nu a murit. Nu era un om, nici ăla un om absurd, să zici că îi trebuie drogul în venă.
Am aici ne copilul ăla călmuit la 6 ani, 5 ani, 7 ani cât o fi avut. A pus poză, un desen cumva în piatră neagră, marmură neagră. Copil așa, semăna cu băiatul calabrez din Core, regiul din Calabria, care merge la Torino. Nu, și îi zic, domnule Gineta, dron, nu ai fi zis eu, se poate, și ăsta dacă a fost un can, ăsta a fost un can de valoare. Există și așa ceva. Dar de obicei sunt mixed race. Zic eu, se poate să ai un utilaj de agricol, utilaj agricol. Deci un tractor, o ceva ce trebuie să scurme pământul. Nu i-am explicat așa. Nu. De mare putere, dar care să nu meargă cu generator diesel sau nu știu cum, ci să fie Tesla. L-au zis așa, astăzi pot să faci orice.